ce-am apreciat foarte mult este că nu ai fost actor. Sau ești un actor foarte prost, sau asta. E și asta o variantă. Sunt un pic excitat în momentul de față, pentru că la ultima glumă cu Laba s-a uitat fix în ochii mei, nu știu dacă ați observat. Când s-a întors, s-a făcut așa, s-a uitat la mine și... Mi s-a părut că s-a uitat la mine, dar în fine, nu are importanță. Și câtă greutate dă acestui feedback sticla aia de bere ținută în mână. Pare că urma să închei cu șmecherii food fraierii aia, doamne. Alo. Da, pui. Alo. Toma, cui stingi flacăra speranței? Ultimul om. Mi-ar face plăcere să distrug viața oricui. Bună seara! Gata. Bună seara și bine ați venit la The Mike, s-a întors în România! Wow. De ce mi-a proști prezentatorul da. De ce? Bună seara! Bună seara și bine ați venit! Hei, ce drăguț! Ce drăguț! Mulțumim! Ce drăguț! Ce frumos! The Mike, oameni buni! Primul concurs de stand-up integral pe YouTube! S-a mai încercat concurs de stand-up la televizor, dar... Bine, noi spre deosebire de umor dăm toate numerele pe YouTube, nu vă faceți griji. Indiferent de cât de slab vor fi, vom da tot cringe-ul, nu tăiem nimic, asta e foarte important. Și bineînțeles, față de umor, e că Drăcea are voie să fie aici, l-a lăsat Pro TV-ul. Asta ar fi o mare diferență. Mi s-a dat voie, zic de premii? Zi de premii! Deci, cum la alte concursuri se dau 20.000 de euro sau cât ai luat tu impozabil și aici pe mii sau cât a fost... 12.000 după datoria la maică mea. 50.000 de euro, nu. Noi în seara asta o să dăm nici mai mult, nici mai puțin de 6.000 de euro. Bravo. Neimpozabil. Împărțit la 3 persoane, dar bravo lor. Sunt foarte multe diferențe. Singura asemănare între emisiunea asta e că și noi avem un juriu. Ne-am inspirat foarte mult de la televizor, așa că și juriul nostru din seara asta nu vor fi toți din comedie. E un juriu mixt. Da. Unii au treabă cu comedia, unii mai puțin. Decizi tu, Drăcea, care-i care. Vedem noi care-i care, nu? Vă rog să-i aplaudați pe jurații din seara asta! Oh! Mamă, mamă, pe Diac! S-a întors Delia, e Delia! Zici că, zici că s-a așezat la interviu, să vam. Bun, să ne ziceți competențele și experiența. Bă, suntem pe YouTube, nu toată lumea îi cunoaște, hai să-i prezentăm. Aplauze pentru primul jurat, Gabriel Gherghe! Mulțumesc. Bravo! Gabriel Gherghe este pentru stand-up ce este meniul zilei pentru mâncare. Adică de luni până vineri îl găsești în București, în weekend la o nuntă la țară. Deci dacă e voie cu muieli, situația asta, ce zic eu de Mirel? Mirele, la botez, când ți s-a întins tăvița, ai îndoit o bagnotă de un leu și ai dat drumul la liniuțe. Haide să-l aplaudă. Mirica, deși are 30 de ani, încărunțește, e atât de alt pentru că mereu suflă în cocaină. Opa! Din greșeală. Bravo! Și nu în ultimul rând, invitatul nostru special, Toma, care... Oh my God, e Toma în cisnădie! Exact. Toma, pentru că trebuie să zicem ceva obligatoriu, arăți ca un capibara alăptat de o lupoică. Am trecut bucățești, mă, am trecut. Acum că avem juriu, ce ar mai trebui să spunem? Cât concurenți avem, Drăcea? Păi tu să-mi zici câți concurenți avem. 36 de concurenți, oameni buni, asta înseamnă 6 în fiecare episod. Câte episoade înseamnă, Drăcea, asta după matematica deci, ta? Noi am luat bănuți pentru 9 episoade, treaba lor cum le împart, 9 episoade o să fie. Eu atâta stau, după aia am plecat. Am treabă. E foarte important ce e diferit dintre noi și alte emisiuni, cum ar fi Ai Umor, e că voi, jurații mei dragi, nu veți decide cu cine mergeți în semifinală, ci trebuie fiecare dintre voi să eliminați un concurent. Deci la final eliminați câte unul, până când rămân doar 2, pentru care flacăra speranței merge mai departe. Rămâne aprinsă. Așa, da. Un cuvânt înainte să începem, dragi jurați, aveți un preferat, îi cunoașteți? Așteptări? Să râdem în cisnădie, să ne distrăm cu speranțele ambițios. Comediei. Ambițios. Toma, ce faci? Cum ești? Bine, ce așteptări am? Ce așteptări ai, Toma? Aș vrea să terminăm, la cât se închide aici, la Penny?
Penny, Lidl, Mega, vedem care o prinde. Mirica. N-am nicio așteptare. Am venit total fără așteptări. Dacă plec un kill de cash de aici, din mărginii mei, eu sunt... Ce mă doare e că ai luat cuvintele lui Mirel acum. Asta vreau să spună și el. De mine mă deranjează că s-a aprins lumina asta, că mă simt interogat, în primul rând. Aș vrea să vă zic. Eu sunt entuziasmat. Am venit să văd ce haine mai poartă tinerii. Deci nu noi, cel mai probabil. Nu, mamă, exact seama. Răzvan și Dani sunt. Eu care sunt? Magicianul Robert. Bun. Sunteți pregătiți să intrăm cu primul om? Perfect. Înainte trebuie să-i dăm legătura lui Alex Ioniță, care este în backstage, care chiar acum... Ignor! Alex Ioniță, ești în backstage. Spune-ne, te rog, care concurent va fi primul? Bună seara, YouTube sau Netflix sau Amazon, cine mai cumpără acest format, sperăm. Eu sunt gazda voastră din backstage, Alex Ioniță. Sunt aici cu primii concurenți de la The Mic, care vor urca pe scena din Cisnădie. Băieți, sunteți entuziasmați, sunteți pregătiți, știți în ce ordine o să urcați? Încă nu. Încă nu. Ar fi bine să stabilim, nu? Da. Foarte frumos. Daniel, unde e? La WC-ul? Da. Ok. L-am văzut noi. În orice caz. Hai să stabilim ordinea. Ne-am gândit noi la un joc destul de simplu și ar trebui să vă vină și vouă destul de mănușă, ca să zic așa. Dacă aveți mame, în primul rând. Are toată lumea mame de aici? În viață. Perfect. Scoateți telefoanele pe mese, vă rog. Trebuie să vă sunați mamele în același timp. Pe speaker. Pregătiți apelul cât să apăsați, vă rog. Eu nu prea poți. Tu nu prea poți? Da. De ce? Nu e în țară? Da. Asta e ghinion. O să vedem. Răspunde altcineva. Vede? Țara e aici în spate. N-ai minute sau de ce? Știu dacă am numărul ei. Îmi sună pe altcineva care poate să care poate să fie maică ta. Aia e. Hai, toată lumea pe telefoanele pe masă. Fix în apel cu mama. La și apăsați pe speaker, da? Apel către mama, vă rog, da? Toată lumea pregătită? Da. 3, 2... Stai așa că lui ia ceva, că e în străinătate. În primul rând, nu trebuie să le spuneți că sunteți la The Mic. Trebuie să inventați voi un motiv pentru care le-ați sunat așa brusc și ele trebuie să vă ajute. Gata? Toată lumea? 3, la și, da? Pe speaker. 3, 2, 1, și... Lăsați-le să vorbească între ele, de fapt. Alo? Da, voi. Alo? Alo, dar ce? Mama mea unde e? Alo? Alo? Ce faci? Nu te auzi. Mami, da, aici. Te auzi, greu. Dă-mi eu pe mami. N-am semnat. Mie mi-o închis. Ție ți-a închis? Ești primul. Da. Ești primul. Da. O să te sun mai târziu. S-a auzit o vacă? Te sun eu, 5 minute. Hai că vorbim puțin. Ție ți-a închis primul? Da. Perfect, tu o să fii 1. La stil, și l-a închis de fapt, tu o să fii 2, Codrin. Da. Claudiu, ca să nu fii primul, te punem 3. E ok? Ducu, am văzut că ți-a închis mai devreme decât ai răsat pe cameră. Da. Ok. 4. Da, mi-a plăcut cum ți-a răspuns. Da, pui sau ceva? Da. Foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos. Se vede că vin dintr-o familie foarte bună. Pe Daniel mergem la toaletă că se cacă pe el, vedem ce se întâmplă acolo. Daniel, fii atent, trebuie să o sun pe maică ta pe speaker și vedem în câte secunde îți răspunde. O să înțelegi mai încolo. La mamă, nu ți-au confiscat ouăle acelea pe care le-am pus? Între ele cred că ți-au fost prins, așa? Și, Jean, mi-a plăcut cel mai mult să mor de n-am auzit o vacă la un moment dat. Mie s-a părut că am auzit o vacă, o să fie al 6-lea. E bine? Okay. Perfect, vă mulțumesc, băieți. Hai, baftă! Iată-ne la episodul cu numărul 1, primul concurent care trebuie să urce fix acum pe scenă, Claudiu Toderici. Ce faci, Claudiu? Bine, aștept să urc pe scenă, un pic nasol că-s primul, dar nu, asta este. Ai emoții? Tot timpul, dar mă descurc. Te simți pregătit? Da, absolut. Te simți pregătit să vedem niște poze cu tine de când erai mic? Nu știu dacă e pregătită lumea, dar eu sunt pregătit. Eu vreau să văd evoluția, asta vom face cu fiecare așa. Concurent, oameni buni. Ne vom uita la evoluția lor ca oameni. Înainte să vedem poza, cum erai tu copil fiind așa? Ai fost un copil frumos? Omul Michelin, așa, omul Michelin, dar pe sărăcie, cam așa era meu când eram mic. Da, așa se vedea el prin ochii lui, să vedem ce zicem noi prin ochii noștri. Hai să dăm cu prima poză, oameni buni.
De la țară și tu, nu? De la țară, da. Aia era. Bă, mobila aia, dar a avut-o toată lumea, mă jur. La asta, căciula aia de la țară, că și eu am fost. Zici că e în Bacalbașa. Ba nu, seamănă cu ăla, mă, cum îl cheamă? Ăla de copil. Cu Hasbula? Hasbula, da, zici că e Hasbula. S-a pus și primul blur în episod. Da. De aici ce făceai? Să tai la bronzat? Da, era poza clasică. Faza pe pătură, da. Eu n-am nicio garanție că ești tu. Avem două variante să aflăm. Ori îți dai pantalonii jos. Să vedem dacă a rămas la fel. Ori o sun pe Măta cu video să ne arate pătura aia de jos. Da. Una din astea două. Sau mă cunoaște după pulă, una din două, nu știu ce să zic, da. Zici? Da. Suntem o familie foarte... A, sunteți de aia de faceți duș și un Da. Toți concurenții vor primi un mesaj de încurajare. Așa. De la cine crezi că ai primit tu? Ori apropiați, ori un comediant, ori oameni random de pe stradă. Cine crezi că ți-a trimis ție? E prin Cluj, nu știu cine e în stare de așa ceva. Cine ai vrea să-ți trimit atunci din Cluj? Mircea Bravo, bănuiesc? Nu, Mircea Bravo, n-am nicio treabă cu Mircea Bravo. Nu că aș vrea să am dacă am să mă chem. Nu vreau asocierea asta de nicio culoare. Eu mai mult cu România, cu filmele, nu Mircea Bravo. Nu, nu știu, băieți de la stand-up din Cluj, mă gândesc. La stand-up. Hai să vedem. Dăm cu video de încurajare? Ia. Eu îl susțin pe Claudiu Toderici. Eu cred în Claudiu Toderici. Sper să câștige pentru că merită și pentru că are o datorie la mine. E pe bune, prieten? Da, și datoria ta pe bune, din păcate, da. Chiar ai să-i dai bani, nu? Da, vă 500 de lei, dar m-o lăsat, m-o păsui deja. Hai să dăm noi acum, ca să nu urci cu griji pe scenă. Bă, Claudiu, îți mulțumim foarte mult. Multă baftă, Ionita te așteaptă. Baftă multă și că rup scena, frate. Doamne ajută. Să fii cu minte acolo. Să nu te dea afară. Să faci frumos, mamă, să nu te dea afară din concurs, să ai grijă. Claudiu. Bună ziua. Ești la conferința de presă. Da. Ce echipă de fotbal ții? Nu poți să zici? Cu Fece Vaslui, dar s-a desfințat. No. Ah, da. Nice. Câteva cuvinte pentru oamenii de acasă, înainte să urci pe scenă. Fă-le un aperitiv. Am foarte mult. Cine e Claudiu? Cine e Claudiu? Claudiu e un om random care a fost printre altele șofer pe tir, am fost guner, am făcut de toate, așa că m-am zis să mă apuc și de stand-up. No, cine știe, poate iese ceva de aici. De cât timp faci? Aproximativ 2 ani. Ce faci cu premiul dacă o să-l câștigi? O să-mi plătesc din datorii. Cam asta o să fac, da. Cam câte de mic-uri trebuie să câștigi ca să acoperi datoriile? Văd 2-3 ediții de acum încolo, nu știu. Cam așa a trebuit să fac. Am înțeles. La sora mea am să-i dau bani, mai am la maica mea și la niște prieteni, da, ei mă așteaptă. Perfect. Da. Simt că ai atitudinea potrivită pentru scena și pentru a deschide acest concurs. Am ce să faci, asta e treaba, da. Hai, multă baftă și ne vedem jos pe scenă. Doamne ajută. Te pup. Oameni buni, vine pentru voi primul concurent din această seară. Are emoții. E greu să fii primul. El n-a mai fost niciodată. Haideți să vorbim cu aplauze pe Gabriel Toderici, care vine acum pentru dumneavoastră. Cizodie, nu vă aud! Bună seara, doamnelor și domnilor. Claudiu Toderici, aproape că mi-a nimerit numele. Da, să trăiți. Pe mine m-a invitat Cârjă la concursul ăsta, mi-a zis: Claudiu, am o oportunitate foarte mare pentru tine ca să avansezi în cariera de stand-upper, facem concurs de stand-up la Cisnădie. Și am fost și care oportunitate atunci în cazul ăsta. Da, cam asta. Și vă zic puțin despre mine, eu mă numesc Claudiu Toderici, îs din comuna Râșca, județul Cluj, unde s-a găsit cel mare cartof din România, de 2,5 kg. Cam ăsta e background-ul meu. Bun, acum... Vreau seara asta să vorbim puțin despre relații. Și de ce vreau să vorbim despre relații? Pentru că eu am avut o decepție în ultimul timp. Am găsit femeia perfectă pentru mine din toate punctele de vedere și tot n-a fost ce trebuie. Și după aia m-am gândit, de ce nu putem noi bărbați din ziua de azi, mai ales ăștia mai tineri, să avem o relație cum se cade? Și m-am gândit și sunt mai multe motive. No, în primul rând, n-am primit educația necesară de la părinții noștri. Asta ar fi primul factor. Spre exemplu, no, pe mine m-a luat tata și a avut discuția aia de la bărbat la fiu, cum are orice bărbat. Și au zis: dragul tati, pune-te jos. M-am pus pe scaun și au zis: dragul tati, să știi, de la mine cel mai bine fuț în sicriu. Deci tata e tâmplar de meserie, să nu vă gândiți la altceva. Și el își futea colegele la fabrica de mobilă Vlădeasa din Huiedin, își futea colegele în sicriu, știi? No, cam ăsta a fost unul dintre sfaturi și alt sfat, ăstea au fost singurele două, au zis: dragul tati, ține minte de la mine, când lingi în pizdă, să lingi de sus în jos. Să nu lingi stânga-dreapta, că faci semnul crucii și păcat. Da.
Ce alte motive ar mai fi? Suntem foarte desensibilizați sexual noi bărbații din ziua de azi, mai ales ăștia tineri, că ne uităm la mult prea multă pornografie, foarte fucked up și indiferent de cât de bun e sexul cu cineva, tănu-i de ajuns și tănu-i mele cum trebuie. Și mi-am dat seama de chestia asta în timpul pandemiei, că în timpul pandemiei cumva era un pic tabu să tușești în locuri publice, adică vă țineți minte că tușeai și se uita lumea urât la tine, adică se sesizai foarte repede când tușea cineva. Și în timpul pandemiei mă uitam la un film porno și ca să vă explic ce se întâmplă acolo. Deci în filmul ăsta porno stătea tipa capră și tipul în spatele ei, deci și-a băgat pumnul în curul ei și după aia și-a băgat pula în pumnul lui în curul ei și a început să-și facă laba în curul ei. Ați înțeles ăștia din față, nu? Deci ăștia din spate, dacă ți-au... Făcea laba în curul ei, efectiv. Și n-am avut nicio chestie cu treaba asta, îi făcea la aia curul săraca ca un șampon de la care e pe gata, efectiv. N-am avut nimic, ca până când o tușit unul dintre cameramani. Și atunci a zis, bă, cu aia nu e ok ce se întâmplă aici. Eu înțeleg că vreți să-i faceți la fata asta curul vază de flori, dar să ne gândim la bunica acasă totuși. Și pe lângă asta noi am fut orice bărbață, cam ăsta e motivul, cred că principal, am fut orice și vezi chestia asta cel mai bine când te uiți la insula iubirii. Efectiv, că alea numai un pic trebuie să se dea la ea și aia să fut imediat. Și am avut un, mă uitam cu un prieten la insula iubirii și face asta, bă, Claudiu, eu nu mi-aș înșela niciodată nevastă, o iubesc prea mult, orice mi-ar zice tipele, nu m-aș înșela, orice s-ar întâmpla. Și am zis, Paul, termină în pula mea. Tu te fute cu șoferul de autobuz care vă duce pe insulă, mă, să-mi bea pula, dacă nu. S-ar uita la tine, zice, nu, coborâm și tu ar fi, nu știu, coborâm. Sau ai ajunge pe insulă și ai vedea acolo și zice, ce ispitie bune să anul ăsta, să-mi bea pula. Și ai fi, este doamne de la curățenie, mâine, simțiților, să-mi bea pula. Și aplicațiile astea de dating ne dau impresia că putem să futem orice. No, și asta e o chestie, dar nu prea poți să fuți orice. No, nu știu ce aplicații folosiți voi, eu folosesc ca orice român adevărat, folosesc Facebook dating, ca aia cea mai tradițională, cea mai ok. Și nu prea fut, mă, am cei, dar nu prea fut. Adică la mine ce îmi pică mie pe algoritm e felul următor. Femei pe nume Geta și Luminița, 40-45 plus și nu-ți dai seama ce caută, aventuri sau rețetii prăjituri, nu știu exact care e vibe-ul, știi? Și mai e cât e una care vezi care poze cu bărbatul, cu copiii, cu cățelul, cu bunica, cu nepoți, cu și te gândești, oare trebuie să-i fupă tăți? Atât de la mine, vă mulțumesc frumos! Nu pleca, Toderici! Bună seara! Scuze, Claudiu. O să înceapă jurizarea acum, să nu te sperii. Vom începe jurizarea, cum vi s-a părut, dragi jurați, începând cu Gabriel Gherghe. Bă, în primul rând, un de aplauze. E omul care a deschis seara, moarte multă presiune pe el. Bravo! Nu că seara, concursul! Concursul! Primul episod de The Mic din lume! Atât. Bravo! Pare un produs din ăla cu... Bă, cum e cașul din nu știu ce zonă, brânza de foarte... Se vede că ești de acolo, de la tine, din sat, frate. E... Ai zis așa e pula la cu Edin? Pula la... Cu Edin! N-ai făcut. Pare că ești... Vărul lui Vărul Săndel sau ceva, din familie de acolo e. Legat de stand-up, mi-a plăcut că ai avut punch-uri, ai fost acolo pe oameni, s-a văzut râs, glumă. După aia ai și arătat un pic cu laba, cu pumnul, cu pula în curul ei. Binețe! Eu mi-am făcut o schiță, cred că mai sunt oameni care și-au notat că nu... Vă trimit link la toți după show, punem pe la primul story, nu? Da, nu știam, nu te-am văzut niciodată, o surpriză plăcută. Așa. Ce faci sâmbătă? Am o nuntă. Dacă... Cel la capăt al țării. Îți mulțumim foarte mult, Gabi. Cu plăcere. Și arăți ca un actor porno din state, dar te-aș vedea îmbrăcat în costum popular. Mi-a luat și tricou la bun astăzi, se vede. Tommy Hilfiger. Da, nu din state, din sate, mai exact. Din state din 1985, nu din state de acum. Bun, mergem mai departe cu Toma. Nu le elimina de acum, Toma. Am înțeles. Nu, la final eliminăm. Deci acum doar dăm niște păreri, niște feedback. Clar. Dacă aveți părere, domnul Toderici. Clar. Nu cred că vaccinurile cauzează autism, în primul rând. Pentru că mulți s-au întrebat. N-am înțeles toate cuvintele, recunosc. De ce să mint? Unele le-am dedus din context. Aia cu... În fine. Acolo am înțeles. Nu-s de acord neapărat cu bărbații ar fute orice. Adică... Da, dar ai lângă tine Mirică și Popinciuc. Da! Bă, da, da, bravo. O observație foarte fină. Bărbații, a zis bărbații. Să nu... Wow! Și snăbieni mei! De Mirică ziceam. Da. De Mirel ziceam. De normal.
Eu ți-am arătat pula pe sub masă, deci... Încă o văd. Perfect, îți mulțumim foarte mult. Toma, Mirel. Da, mie mi-a plăcut, dintre toți oamenii pe care i-am văzut până acum de tine, mi-a plăcut cel mai mult. De departe, ești numărul unu momentan. Da, e greu să deschizi un show cu o glumă cu băgat pula în pumn, băgat în cur mai departe. Dacă știau ce subiect o să abordez, cred că te punea ultimul. Din experiență, no. Zice. A fost drăguț, mi-a plăcut. Mi se pare că din setul ăla de mustăți false pe care l-ai folosit, puteai să alegi alta mai bună. Mi se pare că te prinde. Celălalt erau cu ochelari toate de aia. N-am vrut și setul cu ochelari, da. Azi. Da. Mi se pare că cu mustața aia, el a filmat scena aia de fisting. Dă-i mai tare, ia și pula la mână, bagă eu cu tot. Da, a filmat-o cu mașină de filmat de aia veche, așa. Da, nu, mi s-a părut foarte drăguț. Ce m-a deranjat, în schimb, eu am trecut mai devreme prin spate pe lângă tine. Și câți ani ai tu, Claudiu? 28. Da, m-a deranjat că am văzut că ai o vânătaie pe gât, ceea ce la vârsta ta n-ai voie. Mamă, da chiar? Ea avea 20. Sigur avea 20. Și era de la țară. Da, cu mustața asta e greu să mă credeți, dar avea 20. Avea ceea ce e foarte mult pentru o vacă. 20. Bun, mulțumim foarte mult, Mirel. Mergem mai departe la Sergiu Mirică, pastila femeilor. Bă, da, Caterinca a fost funny, am râs. Caterinca, da. Mirică. Caterinca. Caterinca. Toma, e un cuvânt care se folosește în zilele noastre. Eu nu, da. E un cuvânt pe vremea drip. Mea, în fine. Știi ce zic? Da. Mi s-a făcut, clar ai avut emoții, te-ai pus cumva în spatele stativului, urcă, fii pe scenă, că e scena ta. Să mă vezi la crăpa de lemne cum însă. I don't know, baftă, cam atât, n-am nimic mai mult de spus. Perfect, vă mulțumim, mulțumim foarte mult, aplauze pentru jurații noștri. Și pentru Claudiu, cu care aflăm la final dacă trece sau nu mai departe. Îți mulțumim foarte mult, hai afară, frate. Cum a fost? Ia zic, cum a fost? Bine, pentru primul a fost chiar ok, să știi, chiar mi-a plăcut. Da, da, m-am săturat de deschis show-uri să-mi bag pula în ele, de Doamne ferește. Așa, bun. Ce mai vrei să știi, Alex Ionuță? Așa. Cum ți s-au părut jurații? Ți s-au părut că au fost fair? Corect, au fost corect. Au fost, da? Auziți exact ce au fost. Noi n-am auzit, ai eliminat cineva? Nu. Deocamdată nu, se vede la sfârșit. Să sperăm că nu. Că mai am atâtea povești, mai am pula de zis, de Doamne ferește. E și păcat să stau numai auzit. Bine, Codrine, ce faci, vărul meu? Bine. Ce faci, frate? Cum e? Ai dat tot? Ai vândut? Da, nu știu ce. Unde sunt? Prea multă lume. Ce faci, Codrine? Ești pregătit de concurs? Da, da, doamne. Cum ești tu? Cum ai fost tu ca și copil? Ca copil, nu știu cum se zice. Urât. Copil fin. Copil fin. Ai fost? În afară de urât. Cum ai fost? Wow, nu e ok. Nu știu. Ai voie urât. Așa, cum ai fost, Codrine? Nu, lasă-ne. Hai să vedem prima poză. Nici nu te mai gândi. Băi, ești nebun. Mama, tu ești 100%. Băi, ești cumva verișor cu Gabriel Gherghe că ți-a fugit un ochi. Ăla puțin s-a dus. Mamă, dar eu n-am văzut pe cineva să arate atât de la fel, știi? Diferența de mai... Vezi că avea mai ok dinți acolo. Aveam și mereu cu bluza să nu se vadă tatuajul. Câte ne aveai aici, Codrine? Mamă, lasă asta, șlap cu șosete. Era de Moș Neculai, asta cred. Păi pare că erai fericit. Da. Stai poză de aia, ia zi, bebe, împărți un biberon. Ia să dă cu următoarea. Bine, diplomă, ia zi. Dacă vă ziceam eu pe cuvântul meu că am luat diplomă și coroniță, mă credeați? Bă, nu, dar acum ne-ai închis gura. Ce ai luat aici, diplomă că ce? Am trecut clasă, cred că. Am rămas cu origine numai odată. Lucru care a ținut până în clasa 11. Nu te-ai fi așteptat în clasa 1 să-ți placă atât de mult plantele, să le mai iei după tine, ha? Mamă, bună coronița asta, din ce? Ia să vedem, ce mai avem? Oh, bine. Ce te-ai înalt? Ospătar brutar? Ospătarii spun lucruri trăznite, era aici. Copiii ospătarilor spun. Bun, o să primești un mesaj de încurajare. Ba, ai primit de fapt un mesaj de încurajare. Okay. Dar cine crezi din viața ta sau poate din viața noastră ca oameni? Poate să fie un străin că ți-a dat mesaj vocal. Audio, de fapt. Nu știu. Audio vocal. Audio-video. Audio-video. Te-a sunat-o pe maică-mea? E ușor abordabilă? Sper că nu.
Hai să vedem cine a trimis mesaj video. Salut, Codrin, este un mesaj de încurajare. Băi, multă baftă, că am înțeles că urci la The Mic, dar cel mai important e orice s-ar întâmpla, trebuie să te doară la bască, la fel de tare cum mă doare pe mine când te văd cu basca aia. Hai! Codrin, îți mulțumim foarte mult și dorim multă, multă baftă. Du-te la Ionită că te așteaptă. Hai, spor, pa! Și rămâi așa cum ești. Șapcă. Codrin. Da. Noi am venit împreună pe autocar, am bucat să ne cunoaștem mai mult, dar tot nu știu dacă ai o poreclă tu. Între băieți. Spun aici, de față, a milioane de oameni. Codrin Autobuz. Ai emoții, simt că ai emoții un pic. Un pic, da. Dar e bine, de tare. Asta înseamnă că îți pasă. Doamne ajută, da. Doamne ajută. Pe ce loc vrei să ieși la The Mic? Doi. E ok, premiu și pentru locul 2, da. Am înțeles. Care e cel mai penibil lucru pe care l-ai purtat vreodată? Chiloți. În general nu porți chiloți, ești fandorian? Ba da, dar fără mânecuță, de aia în V. Nu mai știu cum se numesc, da. Tanga de bărbați, nu știu. Ok. Speedos, da. Nice. Da. Mare sau muntea? La Băile Boboci. Strand, la strand. Ok. Prefer la strand. Ok. E mai sărată apa. Da. Ce o să faci cu premiul dacă o să-l câștigi? Ăsta, locul 2. Îmi bag la păcănele. Foarte frumos. O să blurăm păcănele și o să zici, o să-i donez la spitale publice din Bambi. Ok. Ok, mersi, asta a fost tot. Felicitări, baftă, mult succes. Mersi și eu. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru cel de-al doilea concurent din această seară. Haos gălăgie pentru Codrin Mândru! Hei! Salut, salut, bună seara! Bună seara de Mike, servus, cisnădie! Ce faceți? Socheres, ce faceți? Totul bine? Eu sunt Codrin Mândru, mă bucur să ne cunoaștem. Eu am 26 de ani, sunt din Bacău. Bun. Și pe lângă faptul că sunt din Bacău, m-a mai futut Dumnezeu cu ceva în viața asta. Pe la vârsta de vreo 10 ani m-a mutat Dumnezeu la Mizil, coaie. Nu știu dacă voi știți unde e Mizilul, știți unde e Mizilul, presupun. E cineva din Mizil în seara asta aici? Ofensez pe cineva de curiozitate așa? Așa mă gândeam și eu. Știți ce mi se pare ofensiv de-a dreptul? Nici măcar Serghei Mizil nu-i din Mizil, coaie. Pe mine dacă mă chema Codrin Buzău, ați fi crezut că-s din Buzău, nu? Eu așa aș fi crezut. Da. Și vă ziceam că sunt de la Bacău și că m-am mutat la Mizil. Și am învățat foarte multe chestii la Mizil, sincer. Chiar am învățat foarte multe. Am învățat cum se simte o bancă când ți-o iei în cap. Am învățat același lucru și cu scaune. Am început să învăț țigănește. Dar maica mea a început să se prindă că eu încep să învăț la Școala Vieții și nu la numărul 3 Sfânta Maria, unde m-a dat ea. Și a zis, hai înapoi la Bacău, că m-am răzgândit. Hai că ne întoarcem. Și m-am întors la Bacău, unde am avut un mic șoc cultural, așa, că în primul rând, eu prima oară când am văzut un clopot, prima oară când am văzut o sonerie de sunat de pauză, a fost la Bacău. Noi la Mizil aveam un clopot mic și de căcat cu care trebuia să dau ture de școala numărul 3 Sfânta Maria Mizil. Eu eram și mai grăsus pe atunci, nu reușeam neapărat să urc mai sus de etajul 2, după etajul 2 mă opream, mă lățam acolo pe scări și urlam, pauză! Da. Pe lângă acest șoc cultural am mai avut încă unul. La Mizil era o distracție în pauze. Ne băteam până când, un fel de Mortal Kombat, ne băteam până când murea unul. Noi îl lăsam acolo, foarte tare ne distram. Da, foarte mișto. La Bacău, în fiecare pauză se fumau legale. Nu la fel de distractiv, dar mișto și asta, sincer. Da. Un alt șoc cultural pe care mi l-am luat, după aia, după Bacău, m-am mutat la București. La București, unde am aflat că există mai mult de 10 prenume. La Bacău noi n-aveam mai mult de 10 prenume. M-am mutat la București și am dat de nume de astea, ca Zalmoxis, Ataria, Visarion, sau mai știu eu, Tiberiu.
Na. Eu vin de la țară, coaie. Eu vin de la țară, la țară. Eu vin dintr-un oraș unde se numea atât Calu, cât și primul născut, după se numea Dan. Asta era singurul nume pe care aveai voie să-l pui, atât la Cal, cât și la copil. Dan sau Dănuț. Aveam un vecin, coaie, trei copii avea. Dan, Dănuț și Daniela. Să mor eu. Da. La țară nici la câine n-ai voie, coaie, să-i pui nume frumos. Pe bune, două nume sunt acceptate la câine la țară. Dacă e băiat, Bobiță. Și dacă e fată, Fetița. Pe bune, astea sunt singurele două nume pe care ai voie să le pui la câine. Maxim, mai ai voie și Gogâie dacă are vreun handicap vizibil. Atât mai ai voie. Da. Aveți părinți? Prin aplauze? Mă bucur. Și eu am, știu că nu se vede. Știu că pare că m-am făcut singur sub un pod la vintan cu o pungă de prenandez, dar nu. Și eu am. Vă băteau părinții când erați mici? Și pe mine. Pentru asta nu mă bucur, că știu cum doare. Mă băteau părinții, nu știu dacă și voi pățească chestia asta. Mă băteau, bă, și după aia ieșeau cu, de mânuț așa cu mine frumos în lume, fără nici cea mai mică rușine. Mergea maica mea frumos de mine cu mânuț în Kaufland. Eu încă aveam urma de palmă pe dreapta, pe stânga 45, mai de închina mama mai mare la picior. Da. Și tata am, sincer. Nu știu dacă mă credeți nici aici. Și taică-miu avea o vorbă. Vin... Cum era? Stai. Mi-e rău. Asta era vorba lui taică-miu. Și așa mi-am dat seama că semănăm, că asta e și vorba mea acum. Da. O glumiță scurtă mai am și vă las. Nu știu dacă știți, iar o schimbat ăștia română. Două chestii o schimbat ăștia la română. Prima chestie e că nu mai e frumos să-i spui unui handicapat. Noul termen social acceptat acum e persoană cu dizabilități. Ceea ce poate fi mai frumos, dar nu era mai frumos într-un singur cuvânt, că de-aia am inventat un singur cuvânt ca să fie numai unul. Că nici dacă îi spun dizabil acum nu-i mai frumos, nu? Da, și a doua chestie e că nu mai e frumos să-i spui unui retardat. Noul termen social acceptat e neurodivergent. Ceea ce, sincer, mie nu mi se pare că ajută comunitatea de retardați din România. Că dacă mă duc la mine la țară la Mizil, sau la Bacău, cam același lucru, dacă mă duc la mine la țară la Mizil și le zic la băieți, bă, nu vă mai luați de Mihăiță, că nu-i retardat, e neurodivergent. O să creadă aia că e ceva vegan cu intoleranță la măsline, cu aia așa și mai tare bătaie, nu-l ajută deloc chestia asta. Da, cam atât am avut eu. Mulțumesc frumos pentru atenție. Am fost Codrin Mândru. Mersi frumos. Să se facă lumină. Iată. Cum te simți, Codrin? Așa, gata. Ia aici. Microfonul, că te mai întreabă nebunii ăștia, unele, una alta. Mulțumesc. Bună seara. Vrem să vedem cum li s-a părut juraților, începând chiar cu Toma. Eu am mai văzut numărul tău și l-ai dat mai bine când n-ai avut așa emoții. Și chiar îmi place gluma aia, cum e rău, aia știu că de multe ori are cea mai bună reacție. Da. Da, mă. Sunt un pic dezamăgit cu ei aici, că n-au râs suficient. Dar în rest cred că au fost emoții în principal. A fost un pic, n-a să zic că nu. Asta s-a simțit cel mai tare de la mine. Altfel, îți mai trebuie glume, sincer. Poveștile sunt interesante, îți trebuie punch-uri. Okay. Ca să fie... Și să te mai tunzi, dar mă rog, asta nu e neapărat. Hey, stai lângă Mirel, nu cred că... Nu sunt părinții tăi. Da. Mulțumim, Toma. Mergem mai departe cu domnul Gabi. Da, mi-a plăcut că ai spus da după fiecare. Ai fost de acord cu materialul tău în seara asta? Că mai sunt oameni care încep glumele și pe aia zic, bă, nu vreau să dau asta. Tu ai fost, da, frate. Asta am pregătit, asta dau până la sfârșit. Ai făcut o pauză de râs după sân din Bacău. Ceea ce, da. Da, dar nu facem cisnădie. N-a fost cisnădia, n-a fost... Nu v-ați reglat în seara asta. Adică de obicei când spuneai că ești din Bacău, oamenii râdeau. Dar ei, pentru că sunt foarte politically correct în cisnădie, au fost, bă... De treabă. Așa, mi s-a părut drăguț gluma cu numele câinilor și adevărată. Eu din Moldova și așa e. Adică, din Suceava până în Buzău, Fetița, Bobiță. Asta e
Nu știu cum e mai jos de Buzău, bănesc s-a schimbat. Și a întrebat dacă e cineva din Mizil. Dacă răspundea cineva da, ce? Se schimba? Se... total altceva. Construcție. Se ducea. Direcții. 7 uitați, minute. Uitați. Ce făcea mai dedeauna? Da. Bun. Mulțumim foarte mult, Gabi, să nu ne întindem foarte mult, că oamenii ăștia trebuie să plece și acasă până la urmă. De ce, au deprins metrou? Unde ne grăbim? Nu mergem nicăieri. Mirica, cum ți s-a părut prestația lui Codrin? Băi, nu știu, pe mine m-a dat așa o panică, o anxietate, că mă uitam la el și mi-am adus aminte de toate seriile alea în care am așteptat 45 de minute după un 0-7. Și am fost de făt. Motivul pentru care s-a interzis HHC-ul. Ești singurul drogat cu aia din Cisnădie. Domn primar, uitați drogatul din Cisnădie, uitați-l aici. Și da, mi s-a părut fanii asta cu... Da. Sunt curios dacă ai făcut asta și la BAC, gen... Ion. A fost scris de Liviu Rebran în 1920. Da. Bun. Și da, eu îmi place la Mizil, că acolo mi-am făcut primul meu buletin, acolo era evidența populației, ceea ce, da, o alegere dubioasă, e că e un oraș destul de colorat. Wow! Nu foarte mulți oameni își fac buletin în Mizil, dacă îmi permiteți trimiterea. Da, te înțeleg durerea. Da, în același timp, mai multă încredere și baftă. Mulțumesc. Baftă, da. Da. Că a venit vorba de colorat, Mirel, tu ce... Wow! Bine că n-am zis-o eu. Aici de am ce, avut-o. Mă, că e un om așa, exotic. Timp că pentru asta sunt aici și mă bucură și mă deranjează în același timp. Mulțumesc mult. Da, Codrine, îmi pare rău că ești din Mizil. Și că a trebuit să treci prin ce ai trecut. Sunt foarte de acord cu Toma, ai avut foarte mari emoții și eu te-am mai văzut și mi-a părut foarte rău să văd că ai emoțiile astea, le-am simțit toată cu tine. Cumva că, adică, eu, na, simt că pe tine te văd când mă uit rup de beat în orice oglindă spartă în club noaptea, cumva. Simt că semănă mult. Cumva eu am fost la 3 decizii proaste să arăt exact ca tine acum. Mă bucur că le-am luat în cealaltă direcție. Păi știi că uneori e chiar el în oglinda aia spartă, de-aia îl vezi. În spatele meu peste umăr, da. Îl simt. Bă, da, momentan ești al doilea cel mai șmecher om din seara asta. Eu zic că ai șanse să te ții bine. Mulțumim foarte mult, Mirel. Frumos. Codrine, îți mulțumim foarte mult. Mersi. Și ne pare rău că ai avut emoții. Dar cine știe cât de slab vor fi următorii? Doamne ajută! Hai, ne vedem mai cât târziu! Cum te simți? Cum a fost? Emoții, am avut. Am avut câteva, mai una, două, mai multe. Na, la partea aia cu clopotul, la toate părțile aia cu... Da! Ok. La toate mizerii, da. Așa. Cum ți s-au părut jurații până acum? A fost cineva prea dur? Nu, foarte de treabă, foarte de treabă toți. Da? Foarte de treabă au fost. Poate un pic prea de treabă, sincer. Merita un pic mai multă muie, sincer, pentru... De ce, mă? Ești băiat bun. Nu le place de tine. În ce sens? În sensul ăla. Exact în sensul ăla. Ești Mirica 2 în sensul ăla. Opa. Noi așa am hotărât aici. Ok, măcar de asta. Uită-te în cameră și transmite un mesaj mamei tale. Scuze, mamă, îmi pare rău. Claudiu Negoiță? Claudiu Negoiță, ce faci, frate? Bine. Fără emoții, da? Ba da, cu emoții, da. Bă, te rog eu frumos, ești actor, Claudiu. Crezi că o să faci o figură frumoasă în seara asta? Da. Am încredere că o să fie eu. Fii atent, ne-ai dat niște poze cu tine de când erai mic. De fapt, noi le-am găsit. Pare că ai fost cel mai liniștit copil din lume. Nu. Uite-te la cercei, drăgea. Bătăuș așa puțin. Ai fost bătăuș? Puțin, da. Hai să vedem cum arată un bătăuș. Hai să vedem cum arată un bătăuș, dar pe mic. Dă cu prima poză. Mama, ce arătai tu la 12 ani? Știi câți bani am făcut în ziua aia? Zici că, că e Vlad Suraru dacă cântam fără zahăr. Mamă, dar pare că în cealaltă parte a poziției lanseta, 100% stă o lanseta acolo, la știu. Dar ce ai făcut bani în ziua aia? E legal? În context, jucam la facultate și trebuia să fiu neîngrijit și eram destul de neîngrijit. Era un rol de boschetar. Ți-a căzut bine rău. A picat pe subiect la rău. Ia să vedem poza 2. Ce? Aia e mâna ta? Într-o șosetă sau ce e? E un picior de la... Scrie acolo, știi... slip down în spate. Erau picioare de femei și mie îmi plac picioarele. Știi momentul ăla când ai băgat toate drogurile și mai trebuie doar ciuperci să iei? Asta e. Dar nu știi exact unde le găsești sau...
Da, nu, e clar periculos. De asta e mereu coadă la market să-mi fac mingea. Ia și dă cu... Mai avem poze? Asta e exact poza de aia care zice hai mă, bagă-te pe Revolu ca o combinație cu 50 de lei. Știi exact cum faci. Slim Shady. Eu nu-mi dau, voiam să întreb și care e culoarea ta naturală. Nu de seama dacă e de la păr sau sprâncene, dar am văzut sub braț. Culoarea ta naturală e brunetul ăla. Zici că Eminem la începuturi, când trei ani, când trei ani cred că au să-l am. Dar renovai aici sau așa arăta casa ta? Așa arăta. Chirie ieftină. Bun, vă rog, eu jurați. 3000 de euro ar merge la băiatul foarte bine să-și facă acolo. Foarte da, chiar m-ar ajuta. Mai avem poze? Nu mai avem poze. Hai să vedem cine ți-a trimis. Cine crezi că ți-a trimis un mesaj de încurajare? Chiar nu, nu știu, n-am prieten, n-am... N-ai prieten? Vrei să fim noi prietenii tăi? Bă, dacă vrei. Ce faci mâine? Dacă treci mai departe la concurs, stau dacă aici, nu, pleci acasă. Aici. Da, stau pe aici, da. Okay. Oricum stau. Oricum stai? Da. A, poate mergem pe o bere la benzinărie. Hai să dăm și vedem cine ți-a trimis mesajul video. Salut Claudiu, Ducu aici. Știu că suntem adversari în seara asta și știu că oricum o să-ți meargă bine. Dacă tot am prins ocazia cu mesajul ăsta de încurajare, vreau să-ți urez cât mai multă baftă și spor. Salut! Bă, ce băieți în limba pe Ducu fix acum? Bă, chiar Ducu, ce băiat se poate? Hai să vă luați Ducu, hai să ne luăm în brațe toți, bă, ce frumos. Bă, frumos, chiar frumos. Prietenul tău, Ducu. Bă. Suntem prieteni? Da, da, ce frumos. Băi, bravo. Multă baftă vă doresc, am îndurăra. Baftă, baftă. Claudiu, baftă, du-te, rup pe scena, te vezi cu Ioniță. Mai vorbești cu Ioniță, ceau. Hai! Dacă stau bluginii, nu știu unde are curul. Clar n-am dat în cur, asta e clar. Cred că ai lovit genunchiul cumva, dar n-are sens. Claudiu. Alex. Umblă vorba prin ciznădie că tu ai fi actor. Opa. Da, da, este adevărat. De cât timp ești actor? Profesionist de un an. Ah, ești încă tânăr, nu te-am... Proaspăt licențios, da. Ah, nice. Frumos. Intenționat licențios. Da. Că e limbaj licențiat. Da, da, exact. Înțeleg. Bun. O să te descurci pe așa. Pare că ești plin cu lumea. Care simți că o să fie competitorul care te bați cel mai tare în această serie? Sau competitorii, scuze, că se califică 2 din 4, 2 din 6. Da, nu știu dacă pot să mă pronunț, adică nu, da? Nu vreau să subestimez pe nimeni, nu vreau să... Ok, de pe care îl urăști din cei 5? Toate aici. Am înțeles, și noi, am înțeles. Hai să te întreb de actorie. Ce actor celebru ai vrea să te joace în filmul despre viața ta? Că tu o să ai o viață după ce câștigi de mai, că o să fie... Cine ai vrea să te joace? Și străinătate, ok, nu trebuie să zici piersic. Cumva Șerban Pavlu, dar spre tânăr momentan ca să... Da. Deci trebuie să mai treacă niște ani. Da, nice. Șerban Pavlu. Frumos, frumos. Multă baftă. Mulțumesc foarte mult. Baftă. Să rămână. Sunteți pregătiți? Aplauze puternice pentru că vine pentru voi Claudiu Negoiță. Haideți să-l primim cu aplauze! Așa. Bună seara, salut, bine v-am găsit. Numele meu este Claudiu Negoiță, am 24 de ani, sunt actor. Deci dacă aveți ceva de muncă... Nu că știu să fac orice, adică dacă e cineva printre voi care stă la curte și nu aveți câine, spre exemplu... Știți cum vă latru de 10 milioane pe lună? Am fost implicat într-o bătaie, să vă dau puțin context. Mergeam pe stradă și trece un orb pe lângă mine și îmi fute un baston peste tibie. Normal că am sărit la bătaie, ce era să fac? Dar nu asta contează. Ce contează este că atunci când a vrut să mă lovească, el a închis pumnul așa. Și nu știu dacă știți, ăsta este semnul internațional pentru ajutor. Așa că l-am ajutat să mă bată. Și greu, foarte greu. Eu nici n-am știut că sunt așa puternic. Am ieșit cu câinele în parc și am făcut o greșeală, n-am luat punguță de plastic după mine. Moment în care un polițist aflat pe partea cealaltă a parcului mă vede, vede și câinele și între noi un mic răhățel pe care bineînțeles că nu l-am strâns. Vine spre mine așa super agresiv și mi-explică că această faptă se pedepsește cu amendă cuprinsă între 200 și 1000 de lei. Și primul meu gând a fost bun. Și de unde știi cât trebuie să-mi dai amendă? Ce faci? Îl măsori? Scrie căcatul ăsta în legislație? Da, între 3 și 5 cm amendă 300 de lei, între 5 și 7 cm amendă 500 de lei. Nu există așa ceva. Zic, prietene, e bișon.
că dacă ar fi să o luăm așa, asta e un rahat de maxim 30 de lei. Hai 45 dacă ești în centru, că în centru orice căcat e mai scump. Zice Bisonie că nu mi-am dat seama. Urât. Știu că arată maidanez, dar e maltez. Zice, câinele fiind al meu, automat este responsabilitatea mea și că eu răspund pentru asta. Și nici măcar n-avea dreptate, dar n-am mai stat să mă contrazic. Eu mă căcasem, de ce dai vina pe câine? Am avut o fostă prietenă care mi-a zis la un moment dat că ar trebui să mă maturizez că am o vârstă. Mă rog, nu mi-a zis așa, mi-a zis, fă spatul, nu-ți mai arunca șosetele aiurea, tași, fă. Și ce e argumentul ăsta că am o vârstă? Normal că am o vârstă, toată lumea are o vârstă. Sau e cineva în orașul ăsta care umblă fără ani? Deși înțeleg ideea din spate, n-am spune că am o vârstă, presupune că unele lucruri trebuie făcute în anumite momente ale vieții. Ceea ce nu e adevărat, poți să te piști pe tine și la 4 și la 75 de ani. Și la 25 poți, dar dacă ești fată, aș prefera să o faci pe mine. Te rog. Îți dau 300 de lei. Și zic, iubito, de azi înainte voi fi alt om, mă voi schimba, mă voi maturiza, voi face tot posibilul să vezi în mine un model de bărbat. Pinky promise. Și apoi, ca drama să continue, ea a pus un citat pe story, dar așa cu mantă, astfel încât când îl citesc să-mi dau seama că e vorba despre mine. Și era ceva de genul, ce ne spunem când nu ne vorbim, foarte profund. Și am zis să pun și eu un citat tot așa cu mantă, ca atunci când lumea îl citește să nu-și dea seama despre cine vorbesc. Mădălina Stanciu de la Politehnică să-mi suși pula. Nu cred că se prinde nimeni. Am avut și cea mai ciudată dispută cu cineva, pornind de la întrebarea dacă am văzut sau nu filmul The Revenant. Și zic, nu, nu l-am văzut. L-ai văzut, mă, e filmul ăla cu DiCaprio când se bate cursul? Zic, da, ăla. Nu l-am văzut. N-ai, mă, cum să nu-l fi văzut, e rolul pentru care DiCaprio a luat Oscarul. Acum un minut vorbeam cu Marius și acum sau tu desfășori un trailer și eu te întrerup, că mă opresc. Ce-i în regulă cu tine și de ce nu poți să primești refuzul ăsta? E, efectiv, înțelesesem cum se simte un viol. Nu mă înțelegeți greșit din perspectiva de victimă de data asta, dar... Empatia primează aici. Doamne, ce mă enerva căcatul ăsta și în școală, când zicea profa, Negoiță, care-i teorema lui Tales? Nu știu, doamna profesoară, n-ai cum să nu știi. A, da, am uitat că n-am voie să nu știu. Și Marius, pentru că este cel mai prost prieten pe care l-am, a încheiat discuția cu următorul lucru. L-ai văzut, mă, dar nu mai ții minte. Zic să moară mama și când fazan că mi-ai dat restaurant. Eu și așa am vrut să închid. Eu am fost Claudiu Negoiță. Vă mulțumesc. Ați mai văzut băiat așa cool în cisnădie? Zici că e Michael Scofield, mă. Acum a ieșit aici și asta gri, acum i-am dat seama. Ai avut ceva emoție, a? Ești... Hai mă frate, ești actor. Hai frate, că în libertate e altcumva, mă rog. Cum vi s-a părut, dragi jurați? Mirică, cum ți s-a părut prestația? Bă, mi-au plăcut foarte mult blugii. trebuie să recunosc chestia asta. Mi s-a mai părut ciudat, adică 300 de lei să piși o fată pe tine, adică pentru un actor chiar trebuie să-ți placă pișat-o. Nu știu să zic, e o sumă destul de considerabilă. În rest, mi-a plăcut foarte mult că ai avut bucăți de bituri de stand-up, foarte frumos, foarte nice. Respect și îți urez baftă. Respect. Mergem mai departe cu Toma. Da, ce a zis și Mirica, exact. Exact la fel voiai să zici, nu? Mi-a plăcut, am remarcat și eu foarte, foarte clasic, stand-up foarte ca la carte făcut. Mi-a plăcut ce mi s-a părut foarte simpatic și nu a înțeles multă lume, că nu, ne făcând stand-up nu așa, când ai fost și tu surprins cât de bine s-a arăt la o glumă și ai râs și tu, te-a pufnit și pe tine râsul. Și asta știu cum e când ți se întâmplă asta, e o bucurie pe care, e care e mai mare decât atunci când se aplaudă, te surprinde pe tine bucuria. În rest, dar aia a fost. Și nu gluma, momentul când ai râs tu, super mișto.
ce-am apreciat foarte mult este că nu ai fost actor. N-ai dat vocea de teatru, că asta am văzut, asta este marele defect al actorilor care fac stand-up. E compliment cu muială, ți-a dat acum. Da, da, și nu sunt amuzanți, dar au declamă, au... Sau ești un actor foarte prost, sau asta. E aceasta o variantă, nu știu care. Mulțumim foarte mult, Toma. Eu acum observ că e Popinciuc pus între voi, pare că e pus să nu te uiți tu cu Gherghe ochi în ochi, să amețiți. Bun. A fost Toma Mirel. Cum ți s-a adică apărut? Eu s-o pac, asta vrei să zici? Bă, șmecher, mi-a plăcut că deși ai avut puține emoții, ai avut foarte multă încredere, multe panciuri, cum au zis și colegii. Mi-a fost foarte simpatic observați eu că am o vârstă, dacă nu s-a mai făcut, că eu sunt tânăr și n-am văzut mult. Hai că ești tânăr dacă ești mai departe. Așa, mă deranjează că arăți destul de bine cât să am o paletă limitată de glume pe care să le fac despre cum arăți. Tinere vârcolac. Pare că pe sub blugi ai 10 litri de apă. Asta. Pare că arată ca un băiat care s-a făcut cu Kim Kardashian după ce s-a despărțit de Kanye. Are swag-ul ăsta așa. Nu, dar Laura Giurcanu, cred că... Sper că ai înțeles ceva din ce ți-a zis Mirel. Merge mai departe, Gabi? Tot am tăiat de aici, că am zis și eu de... Mă rog, n-a râs, a zâmbit când au râs oamenii la gluma lui. Că sunt mulți comedianți care mai râd la glumele lor și e așa, când vezi că râde. Dar el a zâmbit, a fost adică... gen... Da, a fost sincer. Care sincer în... Da, mi-a plăcut foarte mult, e prima oară când îl văd. Și ai un calm așa, dar e un calm de la de, nu știu, pare că dinaintea anxietății, știi? Adică e și calm, dar pare că o să te și panichezi după ce cobori de pe scenă. Și glume cu panciu cu un pic de surpriză, adică nu știi exact unde te duci. Ceea ce, bravo bă băiatul. Bravo Claudiu, îți mulțumim foarte mult. Aflăm la final dacă trei sau nu, acum retrage-te. Ne retragem și noi, nu? Mergem și noi, ne vedem imediat nebunilor. Nebunilor. Pare destul de emoționat. Sunt. A mers mai bine decât mă așteptam. Serios? Da. Felicitări, bravo. Mersi. Și m-am simțit bine. Asta m-am distrat și eu puțin. Ai învățat ceva de la jurați în seara asta? Ți-au spus ceva folositor sau nu prea? Cumva folositor, dar cumva știam ce... Adică trebuie doar aplicat. Cum ți s-a părut publicul din Cisnădia? Foarte bun, doamne, foarte bun. Mai bun ca la București. Te prindem în București, să știi. Bun. Ai mai participat la competiții de genul de stand-up? La Brost. Și ce ai făcut acolo? Am pierdut. Ah, ok, bine. Baftă aici, mersi mult. Ducu! Uite-l, mă, e pregătit! Cum îl știi mereu, să-l iei și Ducu. Poți să mă calc? Ia, te calc și eu. Cum ești, Ducu? Foarte bine, cu emoții. Tu ești un băiat foarte cute. Cum arătai când erai mic? Cam la fel de fără tatuaj. Unde ai tatuaj? Nu, sunt pudic, sunt foarte pudic. Sunt pudic, nu vă rog! Nu, terminați cu prostiile. Hai să vedem cum arătai când erai mic, Ducu, și ce s-a schimbat. Asta e o poză cu o fetiță, asta, Ducule. Eu. Tu ești ăsta? Te surprinde? Da. Mă surprinde că ai două tipuri de parchet, în primul rând. Sincer, am văzut poza asta la multe fete pe Instagram. Asta e dubios, știi, cu decolteul ăla. Că așa, așa mă descrie Mirel din memorie. Bă, da, asta e. Dar asta nu e același covor ca la Toderic de stătea gol pe el, mi se pare că e fix. Era mai multe familii în casă. Da. Ia să dăm cu... Mai avem poze? Ia. Mai avem. Asta e. Ăsta e Ducu, mă. Acum arată Ducu. Deja era super drăguț cu toți copiii. Cum ai fost, Ducule? Vă plac glumele mele? Dar ce ceas avea cu... Câți prieteni aveai, Ducule, când erai copil? Peste 100. Serios? Eram foarte mândru de asta, da. Aveai peste 100 și... Aveai album cu ei ca fotbaliștii? Cunoșteam peste 100 de oameni, dacă acum îi consider prietenii mei. Ca și voi, nu? Câți oameni ai distrat, da, prieteni, acum? În stand-up e aia de faci cu microfonul în mână, glume. Câți prieteni am în stand-up? Da. Uf. Cu voi? Hai să vedem fără întâi și... Hai fără noi și după aia... Hai să ne adăugăm noi dacă simțim. Lejer 8. Deci ai tot 8. Bun. Hai să vedem altă poză. S-a făcut mare, băiatul. Am mai crescut, Mamă, pare prima ta beție aici, așa-i? Uite, nu. Că era un pahar mic de ceva acolo sau ce ăla. Nu, da. Aici am dat de tort. Ai dat de tort? Da. Deci, frate, sexul e tare, dar prăjiturile... Băi, faza e că pare că s-a pișat în paharul ăla. Asta e și abia ce... Mi-am tras pantalonii, bun. Hai să vedem. Dar erai murdar la gură, Ducu. Am dat de tort.
Aici e singura poză în care chiar semeni, pare că ești tu cu adevărat. Da. Nu știu, te văd așa. Nu, dar și aia când stătea așa. Da, așa, da? Da. E în acest fetelor. Bun, mai avem poze cu Ducu? Nu. Bun. Ducu, ai primit un mesaj de încurajare de la cineva. Cineva cine foarte crezi special. Că e cineva special pentru tine? Pentru mine? Da. Voi? Da, hai să vedem. Nu cred. Dragă Ducu, în ceea ce urmează să urci pe scenă, astfel că urmează să-ți zic și eu un mesaj, îți doresc să îți meargă pe scenă la pol opus față de viața sexuală. Adică super bine. De ce, Ducu? Ce se întâmplă în viața ta sexuală? Contează să fie amuzant. Aparent îmi merge mai bine decât în stand-up. Îți merge mai bine? Aparent. Ducu! Bine! Bă, dar ce se zice? Băi! Du-te, nebunule! Nici nu contează dacă îmi trece mai departe, că Ducu e pe treabă în cisnădie în seara asta. Ducu! Salut, Alex! Băi, ești mereu o energie pozitivă oriunde ne întâlnim. Ești îți mulțumesc, e o zi mare, prima zi de concurs. Da. Sunt emoții, a fost o zi lungă până acum. Da. Vedem ce se întâmplă. Ți-ai luat liber de la muncă? Nu muncesc. Nu muncești? Nu. Treci din stand-up? Nu. Ok, nu întreb. Ok. Ești foarte frumos, nu o să întreb ce faci. Ok, dar OnlyFans. Căutați. Sau Instagram. Ducu, care este mirosul tău preferat? Simt că tu ești un băiat care admiră foarte mult mirosul. Aș vrea să zic vanilie și benzină. Acetonă, nu mai zic. Leșin, okay, vopsea, da. Stăm până mâine. Exact, mulțumesc. Da. Ce o să faci cu premiul dacă o să câștigi de Mike? Sau pe ce loc vrei să termin, scuze? Eu încerc să mă distrez cât mai tare. Aș vrea să câștig, dacă se întâmplă să câștig. Nu știu, poate o să-i donez. Frumos. E un răspuns foarte ipotetic. O să zicem juriului că ai zis asta. Mulțumesc foarte mult. Baftă, mersi mult. Mulțumesc. Nu-mi pui și mie întrebarea nu, actorul nu, dacă, nu, păi, nu. Dacă fac... Cine vrei să te joace? Hai. Andy Samberg. Nu știu oamenii, eu știu, dar... Mă duc acolo. Da, de acolo, frumosule. Cisnădie, ați așteptat, dar ală așteptarea la sfârșit. Aplauze gălăgie pentru al patrulea concurent, Ducu! Bună seara, Cisnădie, bună seara, juriu. Eu sunt Ducu și mă bucur foarte mult să fiu aici cu voi. Ca să începem... Eu un început bun, nu o să vă mint. Dar, ca să continuăm bine și să păstrăm energia, puteți, vă rog, la 3, să aplaudați de parcă știți cine sunt? De parcă, Ducule, chiar speram să te prindem. Haideți! 1, 2, 3! Deci așa se simte. Nu vă pot explica cât de mult înseamnă energia asta pentru mine, mai ales după ce perioadă stresant am avut. Eu tocmai am fost nevoit să-mi caut un apartament și mi-a fost atât de greu. Mă simțeam la vizionările aia ca la BAC. Ieșeam de acolo, lasă-mă și dacă nu le iau ce? Eram nepregătit. Nici buget n-aveam. În niciun caz de zone cu peniuri sau semafoare. Maxim puteam stau lângă o barieră. Era să mă pun la geam când trece trenul. Să fiu... stai cu marfă. M-a surprins și agenții imobiliari. Toți arătau ca mine. Eu aveam un cap pe aia de la TV, serioși, pregătiți, pe care pot să întreb la ora 9 dimineața. Dacă se poate fuma aici și nu o să-mi răspundă. Depinde ce. N-a ezitat. I se citea nu, că vrea să zică... E că a dus tufărua, că sunt la muncă. La altă vizionare am făcut greșeală și am luat-o pe mama cu mine. Agentul ăsta imobiliar n-a avut o șansă. Știți în filme la interogatoriu unde sunt un polițist bun și unul rău? Fix asta s-a întâmplat. Am intrat eu și eram, hei, eu sunt de partea ta, eu ajung pe jos în centru, sigur. Pe ea trebuie să o convingi. După care intră mama de parcă era ultimul ei caz și trebuia să afle adevărul. N-a întrebat niciun nume, niciun preț, a fost direct, ăsta e holul, mă? Așa stai în tramvai. Ăla-i balcon deschis, zi, mă! Când a început agentul imobiliar să-și ceară scuze, am zis, gata, am muncat de teren pentru doamna detectiv și mi-am găsit singur apartament și oameni care să mă ajute mai mult om.
că același doamnă am făcut mobilazul grăvit, a făcut și partea electrică. Foarte pricepută, cu el am învățat și pentru bac. În fiecare zi mă oftică, nu mai dau de oameni ca el. Pentru că eu până acum am lucrat doar cu persoane. Adică și în momentul ăsta, pe lângă stand-up, mai fac kinetoterapie. Implică gimnastică, masaj, sunt cadru medical. Cam ca medicii. E și o mică rivalitate între noi, ceea ce e normal. Ei citesc mult, noi alergăm repede, așa e natură. Sau cum ar zice un amic ruibist chiar înaintea meciului, ei ne bat la puncte, noi batem un vestiar. Pentru asta îmi trebuia și o facultate, eu m-am băgat la Spiru Haret, unde n-am învățat prea multe, dar mi-a lăsat două momente pe care n-am cum să le uit în viața mea. Primul e de când am fost voluntar la un eveniment numit Campion Special, unde se strâng copii cu probleme din toată țara și participă la întreceri. E imens pentru noi. În lumea paralimpică e ca în Toldu. Acolo treaba mea era să ghidez micii campioni să-și ridice premii și diploma cât mai ușor, doar că am întârziat și n-am mai prins tricou cu voluntar. Doar unul simplu cu logo-ul de la eveniment care era bun. Ok? Arăta că particip și oprea lumea să zice: unde pleci cu băiețelul ăla? Dar tot aveam niște emoții când a venit momentul să ajut. A mers ok. Am ajuns cu micul campion, la doamna drăguță de la standul cu premii, îi cere numele, scoate o diplomă, după care îmi cere și mie numele. Și în timp ce mă gândeam, poate vrea să știe tinerii care fac un bine în țara asta, îmi dau seama că tricoul meu simplu cu logo e la fel ca tricoul lui simplu cu logo și o văd că scoate a doua diplomă și aud: ce tare știți că ați ajuns aici singuri. Dar nu ai schimbat, că poate am luat tricou și diploma. Și al doilea moment pe care n-am cum să-l uit din facultate e de la început de tot, când mi-am văzut colegii că își fac complimente doar ca să primească înapoi. Încă țin minte, era un vestiar și am auzit cum încep: oh, ai mai crescut în spate. Da, dar la tine se vede bine pieptul. Da, tu te-ai definit bine. Da, dar tu ai mai pus pe brațe. Oh, se vede abdomenul. Nu știi ce urmează. Eu am fost Duc, vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Ești bine, Ducu? Nu par deloc. Cum vi s-a părut? Cu cine începem, drăge? Alege tu, te rog. Nu. Nu la cine te gândești, schimbă. Mirel. N-ai fost niciodată primul. Da, mă, tocmai, nu acum ești. În viață, zic, hai să mergem. Da, mă, Ducule, bă, tu ești foarte simpatic în general, ai avut multe panciuri, deși n-au lovit toate. Bine pe expresii faciale, mi-a plăcut la câteva... Nu era o glumă de data asta, așteaptă că vin. Ai avut câteva panciuri care n-au lovit neapărat, dar ai mai smuls câteva râsete gen din muia ciudată pe care ai făcut-o, ceea ce am apreciat. Ai zis la început că te bucuri mult să fii aici, deși ai avut o față foarte tristă, asta am înțeles. Și da, eu simt că tu ești un om destul de dubios și mi-ar plăcea să vorbești mai mult despre ce te face pe tine dubios. Gen, că ai o voce ciudată. Sau... Ce? Doar eu? Ce? Nu. Pare că dublezi desene animate maghiare. Asta e, că ai... Se pare că ești o persoană foarte distinctă cumva față de alții oameni pe care i-am cunoscut și mi-ar plăcea mie te cunosc personal, mai în detaliu. Nu știu dacă îți pasă sau nu, dar să vorbești mai mult despre asta. Da, și da, nu știu cât de bine ți-a făcut că ai dezbrăcat un manechin berșca înainte să vii aici. Da, cred că e ok. Atât. Mulțumim, Mirel, pentru jurizare și că ai folosit distinct corect. Haide să mai aplaudăm încă o dată. Bravo. Chiar bravo lui, Coaie. Este. Bravo. E mare lucru având în vedere de unde vine. Da. Mediul la cultură. Așa. Zi. Mulțumim foarte mult, Mirel. Domnul Gabriel Gherghe. Am scris așa, o bomboană de băiat. Asta mi se pare că... De la mama. Incredibil. Clar are ceva dubios, că arată prea angelic așa. Mă rog, pare băiatul care organizează grupul de tineret la biserică. E la mai mare cu vreo 5 ani decât ei, dar tot așa drăguțel. Tineretul ortodox. Jocul scenic. Mi se pare că la tine e un pic cu 2-3 secunde în urmă față de ce ești. Zici, ceva și mai faci un... Cred că, și eu am problema asta, eu nu știu să joc pe scenă, adică și văd și la tine că încerci să miști mâinile, să faci ceva, să arăți la oameni, să fii... Parcă sunt un pic întârziate reacțiile. Răcul care stă acum mai așa nu s-a mișcat. Pare că vrea să-i scuipe.
Da, n-a lovit materialul cât îți doreai tu, dar ai, ești așa simpatic, adică sigur n-o să te, adică o să te țină lumea minte, o să fii, bă, ce simpatic era băiatul ăla, ce drăguț. Ce... Bă, la al patrulea, cred că a fost. Ăsta a fost coleg cu noi. Da, mulțumim, Gabi. Mergem mai departe, Mirica? Da, sunt un pic excitat în momentul de față, pentru că la ultima glumă cu Laba s-a uitat fix în ochii mei, nu știu dacă ați observat. Când s-a întors, s-a făcut așa, s-a uitat la mine și... În fine, am mai văzut asta, da. Mi s-a părut că s-a uitat la mine, dar în fine, nu are importanță. Noroc că e birou ăla acolo. Da, mă, Toma, dar tu și intri în raza lui Mirica puțin, asta e. Eu mă uit la Mirica și la mine, la același timp. Cum au zis colegii mei, ești un băiat foarte, foarte drăguț, așa e. Adică, mi se pare că mai degrabă te-aș prezenta pe tine părinților mei decât pe gagica mea. Și părinții mei sunt de la țară, sunt conservator, nu e bine. Mi se pare interesant, mi se pare de aprecia curajul tău, ești singurul om din stand-up care are poreclă. Restul prostul ăsta, Mădălin Cârje, Bogdan Drăcea, Sergiu Mirică, Ducu. Ducu. Ce pula mea te credești, vreun conte din Star Wars? Spune-i, de mamă, zic, da. Dă-te-mi pula mea, Mirică. Nu, dacă îmi permiți porecla, tot degeaba. Ce? Am porecla, dar tot degeaba. De la cine? Tot degeaba, dar tot degeaba. E în zadar, în zadar, alte sinonime. Că n-am glume. A, apropo de asta. Din nou mi se pare de apreciat curajul tău de a face act out și personaje pe scenă, ceea ce eu n-aș avea tu pe ăsta, adică pula mea, ai văzut ce fac eu pe scenă, nu-mi iese, dar dacă tot faci asta, mi se pare că ar trebui să ți le asumi un pic mai mult. Cred că ai făcut acum ce se aștepta Toma să facă Claudiu Negoiță, adică ai avut un pic de atitudine de actor, dar dacă tot faci chestia asta, own it, cumva. De la actorie. Dar... Și câtă greutate dă acestui feedback sticla aia de bere ținută. Pare că urma să încheie cu șmecherii food fraierii aia, doamne. Toma, cum ți s-a părut prestația lui Ducu? La fel, și pe Ducu l-am mai văzut și acum s-a simțit un pic emoții, dar tot îți mai trebuie punchline-uri. Astea, poveștile sunt, adică ai premizele, ai unde să te duci acolo. Cred că te dezavantajează că arăți așa bine. Este un... Dar și serios. Pe noi ne dezavantajează că arată așa bine. Este, da, eu, pentru noi e un mister că am reușit la cât de bine arătăm. Încearcă și tu să nu mai arăți așa bine. Dacă ai cum, mănâncă și tu niște cartofi. E mai mult că mă supără pe mine personal, adică mai mult decât. Da, în general înțeleg această, când ești mai tânăr, să vrei să arăți bine. Dar în comedie, în general, mi se pare că ori arăți bine, ori ești funny. N-am prea văzut... Și Popinciuc e amuzant. Foarte rar, foarte, foarte. Sunt excepții, nu zic. Sunt, dar... Haideți, vă rog, cu mâinile să avem grijă un pic acolo. A, și bă, două beri, eu zic să nu atâțăm. Nu știu unde duce seara asta. Dar da, altfel, din nou, ai avantajul că ești, cum au zis toată lumea, ești băiat simpatic și eu am avut acest avantaj că nu eram deloc agresiv. Și m-au lăsat oamenii să vorbesc ca ani de zile pe scenă, fără să am glume. Am avut timp să învăț să fac stand-up și profită de chestia asta, dacă ești... Becher. Bazat. Toma, da. Îți mulțumim foarte mult pentru părere. Aflăm la final cu cine mergi mai departe și pe cine elimini. Ducu, îți mulțumim foarte mult. Să mai aplaudăm pe Ducu. Încă o dată pentru Ducu. Hai în spate. Haide. Să facem treabă, Ducu. Să băgăm o shawarma. Ducu. How was it, man? How was it? Mai dificil decât mă așteptam. De ce? De la ce crezi că a fost asta? De la glumele mele. De ce? Că glumele tale sunt testate și bune. Am discutat înainte. Nu au lovit glumele pe cât mă așteptam, cum a spus și juriu. Okay. M-am ales cu câteva complimente care ajută, clar ajută. Uh-huh. O să plâng mult mai puțin. În seara asta sau la București? În general. Putem să venim după tine în seara asta în cameră? Da, de ce cameră ești? 18. Okay. O să venim să plângem la tine. Mai ok. Încă ai șanse, ce ai? Nu știu. Simt că e lume care merită puțin mai mult. Dar vedem. Asta decide juriul noi, până la urmă. Okay. Asta... Urez baftă următorilor sau ghinion? Tuturor baftă în mod egal. Suntem colegi în asta. De asta meriți. Ești un băiat drăguț. Îți mulțumesc și eu pentru interviu. Mamă, ce transpirat ești. Ce zici, mă, Dănuț? I-am dat primul. Fă-i loc. Ce faci, mă, Daniele? Bun, îți mulțumim frumos că ai venit. Cum arătai când erai? Ce fac stand-up? Fac, Carla, vă cupriam.
plin de sânge în vene. Se pare așa stranie emisiunea asta. Hai să fii tu el. Daniele, cum arătai când erai mic? Arătam ca orice copil normal. Bun, hai să vedem. Întreabă-mă. Ce se întâmplă aici, Daniel? Aici eram eu cu maimuță. Care? Probabil te întreb de ce maimuța e îmbrăcată. Asta mă uitam, că nu doar oamenii se îmbrăcau prost pe vremea aia, și maimuțele. Cine ar purta aia ca maimuță? Știi ce pare ciudat în poza asta? Pare cumva că maimuța l-a primit pe el aici. Zici, uite, ăsta să-l iau, ăsta rămâne. Ia, mai avem ceva? Opa! Aoleu! Sala Palatului, oameni buni, 31 ianuarie, eu, Drăcea, Mirel Popințiuc Dobrotă și Florin. Dar nu știu de unde a apărut poza asta și de ce aici? Ha, ce greșeală! Bilete în descriere. Na. Mulțumim, Daniel Frunză. Mai avem cu Daniel? Mai avem, mă. Daniel Frunză și are o frunză în mână. La serbare. Îți dai seama, toți colegii lui pe care chemau drujbă sau trebuia să ții la doi aia să ții o drujbă în mână. Mai avem poze cu Daniel? Bine, fotbal. E la meci, a? N-am putut să vină că e la meci. Bă, nu știu de ce, dar am impresia că asta e poză de la balul lui de boboi sau ceva. Pare că ăsta e outfit-ul pe care l-ați, mercuriale în picioare. Pare o uniformă în Republica Moldova. Da, 100%. Culorile țării. Cu 90 rotunzi scris aici pe interior. Bun, mai avem? Nu. Hai să vedem de la cine a primit Daniel Frunză mesaj, dar el nu e aici să-l primească. Dar îl primim noi în locul lui. Salut, Dani. Daniel Frunză, suntem cu familia ta aici în parc și ne gândim la tine. Așa că nicio presiune, distrează-te, simte-te bine, n-ai venit degeaba, e o experiență plăcută și nicio presiune, nu te vei gândi decât seara înainte să adormi la ce ai spus. Mamă, ce te-ai emoționat, mă, Daniel. Băi, dar ai văzut că arunca frunzele alea, frumos. Băi, coreografie. Era tare să aveți niște frunze. Ia, Photoshop, ia. Daniel Frunză, îți dorim multă baftă și sperăm să ajungi până la show, că momentan încă e la baie. Am înțeles că are o... Mâncarea n-a fost neapărat cel mai bun lucru pe care l-a băgat în el astăzi și iese. Oh. E ok să zic asta pe YouTube? Da. Nu se simte bine Daniel și e la baie. Hai să dăm mai frumos. Dar o să vină până la show, sperăm. Multă baftă, Daniele, te pupăm! Baftă, baftă! Oh! E dat peste frunză. Sunteți gata pentru următorul concurent? Exact, oameni buni, aplauze, gălăgie vine pentru voi. Daniel Frunză, haideți să-l plim cu aplauze! Hei, bună seara, Cisnădie! Eu mă numesc Daniel, sunt din Chișinău. Sper să ne obișnuim cu accentul meu, pentru că voi, cei din România, puneți mai mult accent pe vocale, știți, totul sună foarte melodios, fiecare cuvânt sună foarte bine. Noi, în Moldova, punem accent pe băutură mai mult. Noi nu ne complicăm, poate noi de asta și nu ne înțelegem desori. Sport, îmi place să fac sport. Alergam recent prin parc după succes și la un moment dat m-a oprit o domnișoară cu întrebarea, nu m-a întrebat dacă am o țigară, m-a întrebat dacă am un pachet de țigări. Zic, da, bune standarde ai... Am scos cartușul, i-am dat pachetul și... Stăteam și mă gândeam, zic, bă, asta e din categoria aia de persoane, știi, care îi dai o bucată și îți ia toată pâinea. Îi dai un deget și îți linge tot piciorul. Dar acum, făcând o paralelă, eu când eram mic, credeam că toate fetele care fumează, ele își sug. Și după aia mi s-a spus că toate sug, indiferent de... Zic, mulțumesc, doamna profesoară. Foarte interesantă lecție. Fetele au capacitatea asta de a se complica mereu, știți? Fetele se bagă la somn mereu îmbrăcate în ceva. Ori au rochiță de dantelă, ori au pijama, ori au cămașă de noapte. Băieții nu, băieții de regulă dorm goi, dorm dezbrăcați. Eu până nu de mult ieșim din duș direct în pat, știți? Din duș în pat. Până la un moment dat bunica mi-a spus, nu mai ies cu pula goală de față cu ea când se roagă și... Apropo, ați observat că oricât de frumos nu ar fi omul, dar dacă are un mac între dinți, îi pierde pe loc toată frumusețea. Cineva a observat. Vorbeam la un moment dat cu o domnișoară, arăta foarte bine, era foarte frumoasă, dar își dădea aer de div în conversație cu mine și zic, uite, nu-ți spăra, dar cred că ai un mărar între dinți.
Băi, și-a schimbat pe loc atitudinea, pe loc. A devenit mult mai amabilă, mult mai bună. O început putea să-mi spună că nu-i mărar, că-i pătrunjel, dar deja nu mai avea nicio importanță asta. Nu-mi place să fiu amăgit, păcălit, tras pe sfoară. Știți, acum e epoca asta a consumului. Simplu, mergi la magazin să-ți cumperi un piept de pui, băi, pompat cu apă, ca să fie greu la cântar, vii acasă, pui pieptul de pui la dezghețat, îți rămâne numai sfârcul de la pui. Nu-i normal. Nu-mi plac moldovenii, românii, cei care suntem din zona asta, care ei la sezon, toamna, nu mănâncă fructe de-a noastră, mere, pere, struguri, ei mănâncă mango, avocado, pamelo. Eu cred că ăștia la Crăciun ei nu tai porcul, ei la Crăciun tai iguana sau ceva de astea. Să aplaude cine are tatuaje. Fain. Băi, și eu vreau să-mi fac un tatuaj, dar încă nu-s decis ce aș vrea să-mi fac. La un moment dat m-am gândit să-mi fac conturul hărții Moldovei pe mână, știți? Să o am așa pe mână. Dar după aia zic, băi, dar pe mâine, pe mâine facem unirea. Zic, și pula, rămâi separatist sau cum. Totuși este o soluție, dacă facem unirea, îmi fac și harta României. Cealaltă mână, acum întrebarea, dilema de fapt e dacă vreau să fac o labă, cu ce mână o fac? Asta e întrebarea. Să aplaude băieții, bărbații, cei care au asistat sau vor în viitor să asiste la nașterea copilului. Fain. Pentru domnul ăsta nu mai sperie nimic. Pentru domnul ăsta prețul la gază e păr la cur. Nimic nu-l mai sperie. Băi, eu nu știu, în viitor probabil aș putea să asist. Eu înțeleg asta. Eu nu înțeleg cuplurile care el filmează tot procesul de naștere, știți? El filmează. Eu nu ne închipui cum peste ani tot stai cu soția ta și haide fă să ne uităm cum l-a născut pe Ionel. Nu înțeleg logica. Dar totuși este, am o explicație, probabil că femeile intenționat impun bărbații să le filmeze cum ele nasc pentru ca mai apoi ele să șantajeze cu acest video copilul. Vă explic cum. De exemplu, peste ani o stea mama și îi zice lui Ionel, Ionel, scoate-te rog gunoi afară, știți, și Ionel, nu vreau mamă. Și atunci mama, haide Ionel să-ți arată 97 cum am scos eu gunoi afară. Băi, și pe final, despre familia mea puțin, am un bunel. Bunelul meu e moldovean de ăsta, din talpă, știți, moldovan de ăsta, doar lui toți îi spun că e evreu. Ca să înțelegeți, bunelul meu cumpără salam numai când bunica ține post. În schimb, bunica mea e persoana aia care e de la maternitate, vede cu cine seamănă copilul. Când s-a născut verișoara mea, noi am fost la maternitate, bunica a luat copilul, se uită la ea și... Lea, cucuscra seamănă, lea, cucuscra, după obraj văd că seamănă cucuscra. Zic, bunica, pune-te rog copilul înapoi în incubator, că pe noastră încă nu a dus-o, zic, nu... Băi, eu am fost Daniel Frunză, vă mulțumesc foarte mult! Bine, Daniele! Bine! Haide mai în față! Vino aici, în târul ăla. Chiar dacă sunt români. Asta e. Nu e exagerat, te rog. V-am cuprins. Carlos, mă rog. Da, cum ți s-a părut, Daniel? În primul rând, dacă o să ne unim cu Moldova, ei sigur se despart. Adică nu o să, degeaba... Nu faci lobby aici, nu ajută pe nimeni. Te ajută foarte mult accentul. A fost funny, de la început a fost funny. Mă deranjează chestia asta pe mine, că eu am mers multă vreme cu Radu prin țară și mă enerva când se râdea că era accentul amuzant. Și după aia când m-am dus eu în Moldova, nu s-a râs, invers nu funcționează. Doar așa... dar altfel, da, altfel mi-a plăcut. Nu prea am ce sfaturi. Singura glumă care a fost, pot să zic așa, singura glumă care a fost mai slabă a fost aia cu iguana. Față de, adică nu se potrivește cu stilul tău. Aia mi se pare a fost foarte observațional, așa cum ar fi dacă foarte clasică. Dar în rest ai avut construcții mai deosebite la glume. Sunt de acord. Atât. Tu nu trebuie să te tunzi, tu ești bine față de... Codrin am mutat aici că nu era deloc ok? Atât. Eu nu de glume, pot să recomand șapcă. Tu poți să recomanzi Turcia. De parcă ar fi avut bani de Turcia. Mergem mai departe la Gabi. De câte ori ai mai dat setul ăsta? Pe scenă? De câte ori mai ai? 19 ori. Adică pare că l-ai dat de multe ori. Da, l-am mai dat.
Adică s-a văzut că ai urcat și ai intrat în automatismul, știi, ai cap-coadă, nu te putea întrerupe nimic. Mi se pare incredibil că cât de exotic pare un om care face stand-up din Republica Moldova, care e lângă noi. Toată lumea a fost din Republica Moldova, iar. Și aveți un alt stil, e altceva. Mi-a adus un pic aminte de zona aia, un pic de Dor Octavian Dumitru, dar parcă un pic updatat. Nu, ai fost funny. 2023. Ca să înțelegi și tu, ai grăit hazliu. Traniu. Dar da, a fost un moment foarte interesant de urmărit. O noutate pentru mine, n-am mai văzut stilul ăsta. Ah, mă gândeam că n-am mai văzut nimic funny aici, mă speriam. Mulțumim foarte mult, Gabi, Mirele. Zi, frate meu. Da, mie mi-a plăcut. Ai avut niște construcții bune, glume drăguțe, foarte relaxat. Mi se pare că ai fost cel mai relaxat dintre toți oamenii care au fost pe scenă până acum, cel puțin. Sunt foarte de acord cu Toma că, deși ai avut glume bune, am simțit că oamenii au râs puțin mai tare doar pentru că ești din Moldova, ceea ce mi s-a părut și bine pentru tine și urât în același timp. Și eu mă bucur. Ce sincer. Eu simt că l-am cunoscut pe adevăratul Carlos Dreams în seara asta. Mulțumesc mult pentru această oportunitate. Mirică. Știi ce? O să o las. Da, a doua cea mai mișto pereche de bluși din seara asta, trebuie să recunosc din nou catul ăsta. Acum când ai zis că moldovenii pun accent pe băutură, mi-am dat seama că sunt moldovean. Asta trebuie să recunosc. Ai fost foarte funny, mi-a plăcut energia ta. Cred că am mai zis gluma asta, dar mi se pare că ai venit din Chișinău și ai adus bucuria. Gen bomboane. Gula mea. Hai, Doamne ajută. Mă rog, voiam să mai fac gluma cu câtă frunză, câtă iarbă, dar ok, până trecem peste. La chestia cu filmarea cu nașterea, da, îmi plac filmările cu nașterea, pentru că mi se pare că dacă nu-ți place de copilul ăla, poți dai filmarea pe rewind și să-l bagi înapoi în pizda măsie. Ok, okay, acum trebuie să am și asta în cap. Dar în rest, energie faină și mi-a plăcut și cred că ești... Eu sunt un pic... Ai fost funny. Hai să nu mă... Hai că m-am îmbătat. Băi, concluzia este nu renunța la accent. Adică eu am zis-o că mă enervea, dar profită de el. Niciodată. Profită de el, evident. Evident, da. Asta mi se pare mișto, că pare că România are un pact cu Republica Moldova. La trei talente, Irina Rimes, The Motons, Carlos Dream, ne dă și un om mediocru. Daniel Frunză, îți mulțumim foarte mult. Glumesc, frate, a fost foarte bun. Ce l-am împins? Lasă-l. Lasă publicul. Lași. În primul rând, te-ai săturat de glumele astea cu Carlos Dreams, de partea tuturor? Băi, da, sincer, da. Da. Mai băgăm și cu The Motons, știi? Da. Da. Da, bine. Da, el e mai așa, mai pasiv puțin, Carlos e așa mai activ și da. Probabil de-aia. Dar știi, nu? Adică vă știți. Da, suntem în același oraș. Da. Nice. Cum ți s-a părut? Mi se pare că ai rupt. Din spate, nu știu, noi n-am auzit mare lucru decât râsete. Ok, eu m-am simțit foarte bine, relaxat. Yeah. Oamenii m-au întâmpinat de la bun început cu energie și asta mi-a dat așa un impuls, știi? Mm-hmm. A fost fain. Mi s-a părut că te-ai simțit în largul tău, ai și vorbit cu ei, foarte fain. Juriul, l-ai emoționat pe Mirica până l-ai lăsat fără cuvinte ce s-a întâmplat acolo? Da. Admiră mult. E reciproc, probabil, știi? Okay. Da, nu... Da, ce au zis... Ai rămas cu ceva mai, care să iei mai departe? Da, cred că Tom a zis de o glumă la care o să țin cont de ea. Adică o să... O voi face ceva cu ea. Ori o dau cu într-o parte, ori nu. Vedem. Frumos. Mulțumim foarte mult. Da, mersi. Baftă. Oh! Ce faci, frate? Foarte bine, voi? Ești bine? Da. Sigur? Destul de bine. E așa, frate, poate mai ciupești, îți dă o fată, un follow, da, ceva. Sper. Cum arăta, descrie-te în două cuvinte, cum arăta Jean Holban când era mic? Eram blond. Bun. Și răutăcios. Spre deosebire de prezent. Am simțit nevoia să fac asta. Hai să dăm cu... Era Jenel Holban. Nu? Da. Mamă, dar tu câți ani ai de poza asta alb-negru? Nu știu dacă e chiar alb-negru. Nu, aveam 6 ani. Aveai 6 ani. Și alea două cine sunt? Mama și... Gagicile mele. Gagicile. Nu, surorile mele. Pare că te-au tuns prost și asta era poză. Sunteți mândri de ce ați făcut și el tuns așa borcan în față. E un pic de Dolph Lundgren așa ceva la tinerețe aici. Da, sunt surorile tale? Da. Gemene? Nu, chiar. Nu, sunt surorile mele naturale, n-au treabă. Nu chiar gemene.
Erai șmecher, erai cumva, pare că le-ai apărat mereu, deși erai mai mic, pare că avea blugi. Doar pare. Și ca bebeluș să ai blugi, mare lucru. Nu e bebeluș. Bebeluș era ducul când stăteam puța gol acolo. El e super mare aici. Nu-s castron, asta e clar. Așa pare, dar nu cred că era... Efectiv, la el nimic n-a fost cum pare. E alb negru. Nu cred, pare. Nu da, cred da, da, și eu mă uitam și pare alb negru. El e sensul... Da, nu e castron. Nu sunt gemene, pare că sunt gemene. Sunt un scratiță, nu e castron. Eu că era spart aici, ce puteți vedea. Tipa din dreapta are tricou alb, sau mi se pare? Nu ți se pare. N-avem de să știm că poți alb negru. Ia, dăm cu următoarea poză, dacă mai avem. Băi, sigur că tu erai ăsta când erai mic? Sigur. Și cum s-a pierdut blondul ăsta așa, de tot? Alcool, alcool, mult alcool. Mult alcool și drumuri greșite. Aha. Deci, îmi zicea Waze pe dreapta tot înainte, mai pierdeam un blond. Și asta să fii mereu între două femele? Două chestii, da. Uite și acum sunt. Wow! I-a dat șut în cursă, mă rog. Bun, mai avem poze cu Jean? Nu. Jeane... N-ai primit niciun mesaj video, nu am găsit pe nimeni din familia ta, mă zic ca la iartă-mă, din păcate... O să vine cineva pe ușă, cineva care te iubește foarte mult. Și eu îi caut. Dar totuși ai primit un mesaj video până la urmă, m-am răzgândit. Hai să vedem de la cine ai primit, Jeane, mesaj. Jeane, ce te sfătuim noi ăștia mai în vârstă și care am trecut prin probleme mai grave și mai grele, să fii tare și să... Te faci un om care trebuie să fie stâlpul țării, a României. Asta îți doresc eu ție și baftă în ceea ce faci și să fii sănătos, în primul rând. Ăsta este un om random de gen din... Nu știu, scria vecin de bloc. Îl cunoști pe domnul Dorel? Nu. Da, iată că domnul Dorel... Da, frumos mesajul. Frumos, chiar Jeane, frumos. Părinte nevoie de tine, du-te, rupe scena, Jeane, multă baftă. Nu contează, Jean stand-upează sau cum e, merge. Bum! Bă, cine-i nenea? L-am găsit în parc. Jean. Salut. Bă, în primul rând, acum văd că nu e scris Jean, cum am crezut eu că e scris. Da. Așa te cheamă și în buletin? Da. Ce tare! Cum au decis părinții tăi să rateze o literă? Cred că, da, n-am știut cum se scrie numele. Jean, a venit cu tine pe autocar, ai fost un entertainer în adevăratul sens al cuvântului și când ne-am oprit pe Valea Oltului și nu o să mai spunem ce ai făcut acolo, dar ești foarte abuzat și la afara scenei, ești foarte curios cum o să fii și pe scenă. Ce speranțe ai? Pe ce loc crezi că o să termin sau ce o să faci cu premiul dacă crezi că o să câștigi? Bă, eu sper că o să fiu pe locul întâi, okay. Dar acum o să vedem cum o să dau. Mm. Efectiv, am muncit mult la materialul ăsta, acum mm-hmm. să vedem dacă o să-l livrez cum trebuie. Mm-hmm. Cel mai probabil o să fiu într-o stare de ebrietate când o să-l dau și acolo e tricky, că nu știu dacă o să... Mai sunt câteva minute până la scenă. Poți să devii, poți să ajungi în stare de ebrietate până la scenă? A, nu, hai să... Care crezi că e competiția ta în seria asta? Sunt foarte buni oamenii, uh-huh. am văzut vreo doi dintre ei chiar îmi plac, uh-huh. pe ceilalți îi disprețuiesc. Ok. Acum să vedem cum o să... Cum or să dea ei, ce material o să aleagă. Eu deja am ales, nu pot să schimb în funcție de ei. Uh-huh. Sper că e mișto. Ok. Care e statuia ta preferată? E foarte abstract. Știu, dar ai văzut multe statui în viața asta și... N-am o statuie preferată. Coroana Infinitului. Frumos. Nu e statuie, da? Bă, e statuie. Dacă e marmură, e statuie. E ok. Mersi. Bafta. Mersi. Oameni buni. Ultimul concurent din această seară. Nu sunteți pregătiți. Ești pregătit, Jean? Aplauze și gălăgie pentru Jean Holban! Doamne, ce emoții mari aveam dacă nu eram psihopat. Bună seara, Ciznădie! Să vă zic câteva lucruri despre mine. Eu sunt un om foarte vicios și viciat. Am să le zic pe amândouă, că nu știu care e la corect. Am avut foarte multe vicii în viața asta, printre care alcool, iarbă, tutun, femei, deși nu pare, relații toxice, labă, deși nu trebuia să mai menționez, că era evident. Dar dintre toate viciile astea, două dintre ele și-au înfipt colții lor nemiloși mai adânc în carnea și sufletul meu. Ți-a plăcut ce poetic m-am exprimat? Să o vezi pe următoarea.
Bă, nici măcar Laba nu m-a sugrumat cu mâna ei feroce, la fel de mult ca alcoolul și tutunul, dar să luăm alcoolul mai întâi. Asta aud și în capul meu tot timpul când intru în supermarket. Tu știi care e vârsta reală a ficatului tău? Începea reclama respectivă. La mine trebuie să datez cu carbon 14 ca să afli vârsta. Am urme de molecule de alcool încă din precambrian în ficatul meu fosilizat. Fosilizat foarte. Pentru o viață în agonie. Asta ar fi o altă reclamă. Mai sunt bețivi în public? Prin aplauze. Frații mei, ne facem praf în seara asta. Bine. Ați primit sfaturi în legătură cu alcoolul? Eu am primit foarte multe sfaturi, dar primul și cel mai important dintre toate l-am primit cu 2 luni înainte de prima mea beție, de la o persoană pe care am văzut-o mai beată decât taică-miu și bunică-miu la un loc și obișnuia să bea și la locul de muncă și mi-a spus așa, un sfat extraordinar, foarte adânc. Și acum mă ghidez după el prin ceața de etanol. Ascultă, băutura trebuie să o bei tu pe ea, nu ea pe tine. Mulțumesc frumos, doamna învățătoare, dar eu venisem să mă întreb la ce îmi folosește în viață să învăț toate literele astea. Și acum vă dați seama că citesc numai Martin Heineken, Carlsberg, Gustav Jung, probably the best. Niște scriitori foarte acizi, dacă mă întrebați. Și eu la vârsta respectivă n-am înțeles, nu înțelegeam metaforele, am luat doar prima parte a sfatului. Băutura trebuie să o bei tu. Și de atunci... Dar nu, să știți că nu beau foarte mult, doar ocazional. De fiecare dată când am ocazia. Când mă gândesc la alcool, îmi vine apă în gură. Ce fel de organism e ăsta? Cu aia mi-e poftă de alcool, nu de apă. Când ți-e poftă de alcool, eu îți dau alcool, îți dau bere, nu îți dau apă. În fine... Mie îmi place foarte mult berea. Știți că berea este considerată aliment. E echivalentul unei pâini. Eu de când știu asta mai beau și o felie de șungă și una de cașcaval între două beri. 5 sandwich-uri din astea am băgat până acum în seara asta. Pentru mine desfăcătorul de bere este sandwich maker. Mulțumesc. Și umblu urma prin locuri din astea. Brutăria H, carul cu pâine, curtea brutarilor, e foarte interesant, vă recomand. Și eu nu suport un lucru, să mi se ia pâinea de la gură. Asta ar fi foarte nasol să mi se întâmple. Că îmi place orice tip de pâine, pâine neagră, pâine blondă, pâine nefiltrată, pâine la halbă, pâine feliată. Și acum vă întrebați cu ce am asociat pâinea feliată, nu? Cu nimic, am aruncat acolo ca să fac fix faza asta. Și da, sunt bețiv din motive biblice. Știți ce a făcut Noe când a dat de uscat? A pus în pământ vie și a făcut vin. Se săturase de atâta apă, până și Dumnezeu când a venit în persoana lui Iisus la o paranghelie, la nunta din Cana Galilei. Prima minune care a fost? A transformat apa în vin. Ne cunoștea foarte bine. Bă, ăștia au dus totul. Nu aveau nici pentru mahmureală. Nu au mai avut pentru mahmureală. Vă dați seama ce făcea Noe dacă avea puterile lui Iisus? Sau ce făceam eu dacă aveam puterile astea? Cam atât de la mine. Să știți că ați fost un public format din mai multe persoane. Seară bună! Ce? Vrei să fii primul? Să te piși? Da. Zi, Sergene. E ok să punem asta pe YouTube. Nu o să punem asta pe YouTube, dar mă piși pe mine că și eu sunt bețiv. Jean Holban. CNP. Omul se chinuie să pună o pâine pe masă, trebuie să recunoaștem treaba asta. Se pare că ai nume de mijlocaș defensiv la Petrolul Ploiești. Mi-a plăcut atitudinea ta, adică te-ai urcat pe scenă, te-ai vorbit cu oamenii, ai interacționat. Apropo, voi ați fost foarte minunați, mă bucur că ați râs și că ați aplaudat, ați fost foarte nice, aplaudă pentru voi. Pare că e verișorul lui Mirică. Hai să-l susținem pe vărul meu. Așa că limbaj corporal ai fost foarte tare, dar mi se pare că s-a simțit o emoție în voce și că odată la 4-5 cuvinte pui un semnul întrebării. Adică lași acolo niște puncte și trebuie să fii un pic mai dur. Spune la
la proști ăștia ce vrei tu să zici. Iertați-mă, dar, na, mă rog. Bun, mergem mai departe. Din om? Mergem mai departe cu Mirel Popinciuc. Da, eu sunt de acord cu Mirica că și mie mi-a plăcut mult atitudinea, în același timp eu simt că am picat pe subiect, cumva, adică ai avut multe glume în care m-am regăsit. Îmi place foarte mult personajul ăsta al tău terminat, deși par foarte autentic. A fost foarte familiar pentru mine, nu știu, arăți ca mulți prieteni de-ai mei cu care nu mai vorbesc de mulți ani. Drăguț, glume pe plăcerea mea, cumva, pe stilul meu, acum știi cum e. Asta e. Vara e vară, bravo. Fost, eu m-am uitat în public, mai puțin bețiv decât mi-ar fi plăcut și mie, te înțeleg. Dar, da, gherghe. Eu simt că asta o să fac. Bă, dacă ați fi ai umor, e clar că Mirica e chelu. A plecat de la masă, adică e direct, s-a enervat. Jean, tu chiar ești bețiv sau? Destul de bețiv. Mă hai să luăm așa. O jucai prea bine. Fii atent, Gherghe. Ce ai la activ în tine acum? Deci el a venit cu autocarul, dai, câte ore cu autocarul? Stai să-l veni câte ore cu autocarul. Câte ore? Ore. Ești bine. De la ce televiziune sunteți? 60 de minute însumează o oră. Orele fac zile. Cât ai parcurs? Autocar în mișcare. Da, mă lasă, zi așa. 4 ore ai făcut azi. Cât ai băut în 4 ore? 2 beri și ceva cu una. La ce oră? Asta doar pe autocar. Că am mai stat jumătate de oră în cinci de tine. Și de acum. A, plus OMV, plus mult am oprit. Nu-s de la poliție, băieții, nu te panica că te întrebau. Da, mi s-a părut foarte drăguț că ai reușit să le smulgi oamenilor un rând de aplauze, deși aveai o atitudine așa letargică, de părea că ți-e rău. De obicei oamenii vin pe energie, că da, tu ai fost așa din... și au fost, hai nu vomita pe scenă, bravo băiatul. A fost. A vorbit alcoolul. Ai un stil al tău, adică ești, pare că ești, lucrezi la un personaj, au fost câteva glume. Nu știam cât te mai duci cu pânițele alea, cât, unde te mai duceai, adică până unde. Pâine, la PETA, chiar eram curios, te-ai oprit bine, spre la timp aproape. Bravo! Pare că l-ai păsit și pe apelare rapidă. Numărul 3 sau ce? Nici n-am văzut-o ca pe o glumă. Toma, ce părere ai? Despre... În general. A, în general. Despre alcool. Sunt, după cum vezi, eu sunt cu apa. Ce mi-a plăcut, a zis Gherghe de gluma asta cu berea, cu pâinea, mi se pare că ai putea să faci și la alte glume, să sapi mai mult la ele. Au fost mai multe care au fost bune ca și glume, dar era mult potențial să le duci mai departe. Pe de altă parte, cu totul, setul bazat doar pe chestia asta, foarte bine structurat. Adică nu te-ai dus, am o glumă funny și de acolo, am mai făcut observații și despre aia, ai băutura și... Adică se vede că nu o să mori patul tău, clar. Tu, adică te negi cu propria vomă, eu acolo te văd la un moment dat din băut, dar până atunci s-ar putea să ai succes cu vorbind despre asta. Despre cum... Pat, să dorm pe o parte, să dorm pe partea stângă ca să nu te... Asta e, materialul e bun, la delivery trebuie să lucrezi, dar asta nu poți decât urcând pe scenă și făcând stand-up, fără unii care să-ți zică ce la fiecare nu e, sau asta mai care ignește că și-a adus aminte de bătrân. Eu de la pâine m-am dus să mă piși acum asta. Doar trebuie să faci cât mai mult, atât, asta e singura chestie acum, că materialul e bun. Vă mulțumim foarte mult pentru feedback. Jean, te uiți acasă pe filmare și o să înțelegi ce au zis. Da. În mare parte e de bine, zic eu. Da. Bun, fericitări, Jean, rămâi pe scenă, invităm și pe ceilalți 5 concurenți să vină alături de noi și să aflăm cine trece mai departe în semifinală. Băieți, haideți, veniți, băieți! Urmează drama, urmează scandalul. Hai să aplaudăm pe toți! Deci, a fost așa! Mamă, ce emoții! Ați avut pâine, urmează Jean circul. Olban, Claudiu Toderici! Codrin Mândru, Claudiu Negoiță, Ducu și Daniel Frunză. Haideți, băieți, să ne așezăm într-o linie. Așa, e prima oară că facem asta, să știți și asta. Cum stăm? Așa, e bine, ne vedem în toată lumea? Ne vedem? Bun. Cu cine începem, Drăcea? Cine vrei să elimine primul om din această seară? O să vreau... Fă tensiune, te rog eu. Primul om care elimine în această seară... Mirel. Mult. Mirel, cine vrei să plece acasă? E primul, merită suspans. Fii primul care distruge visele cuiva, hai să vedem. Nu, zi Mirica. Nu vorbim la Alice. Mirica și-ar dori să-l trimite acasă, sincer. Dacă poți să-l urc și nu, bă, ar fi perfect pentru el. Da, eu am, sincer, asta e, o să fie greu pentru ceilalți. Eu am trei oameni care mi-au plăcut destul de mult. Din ceilalți trei,
Orice. Zi un nume și zic eu da. E la stream. Și să mă... Da, mă, nu, o să merg doar pentru că... Seamănă... Da, seamănă mult cu personajul negativ din orice basm aș fi eu. Din păcate, îmi pare rău, voi merge acasă. Tu crezi că foarte greu ai cerut prietenia unei fete prima dată. A durat ani de zile să-ți faci curaj. Și că cu băieții mă simt mai încomportat, da, să-mi okay, zic sincer. Da, mă. Pare rău, Codrine, te pup, fratele meu. Codrin Mândru, îți mulțumim, Codrin. Ai părăsit competiția, dacă e o competiție asta, nu știm. Să salut Mizilul din partea noastră. Dar e pedepsit. Codrin Mândru nu are voie să apară. Puneți-i blur pe față, vă rog. Bun. Să vă plâng concursul vostru. Cel de-al doilea om care va fi dat afară, fix de Mirică. Mersi mult, Cârje. Te pup. E super. Te-am dat ușor. Mi-ai dat ușor. Haide. Pentru că sunt îmbrăcat în alb și ducul e în alb. Mă duc cu ducul. N-ai voie să spui asta acum. Îmi pare rău, ducule, nu te-aș fi ales, dar na, Cârje, uite, vezi ce înseamnă influența. Deci mergi cu ducul? Nu. Merg cu domnul. Cu care dintre ei? El tot întoarce foaia că pe spate are câți bani da fiecare. De-aia trebuie să vadă. Și asta mă omoară că... Și n-au dat toți aceeași valută și trebuie să facă... să trec din mărci în, da. În lei. În lei moldovenești, mulțumesc, Daniel. Merge acasă Jean Holban. Oh. Jean Holban a fost trimis acasă de Mirică. Nu te dracu, Mirică! Ah, mamă, și aveam o bere să-ți dau, treaba ta. Cine ți-o mai răspunde la 3 noaptea? Gabi. Cine pleacă acasă fără nimic? Da, într-adevăr, dar au fost... Dar cu amintire frumoasă. Au fost 3 oameni dintre care mi-ar fi fost greu să aleg. Așa că mă bucur că Ducu este în echipa mea. Ducu a părăsit... de aplauze pentru Ducu, că le-a făcut viața mai ușoară celor... Ducu a părăsit competiția! Oameni buni! Toma, cui stingi flacăra speranței? Ultimul om care, uite până unde ați ajuns, fiecare dintre voi, să nu mă uit la unul anume care știu că va ieși. Da, e dificil pentru că mi-ar face plăcere să distrug viața oricui dintre cei. Poți să elimin doi, te rog. E greu că nu, poți să dai afară doi. Hai să asta urma să întreb, da, nu se poate să câștigăm acum, să câștigăm unul singur și gata. Din păcate, doar pentru că eu am dat note la fiecare și pur și simplu am tăiat de pe listă, adică n-am ce să... Aici doar cine nu mi-a plăcut deloc. Nu, mi-a plăcut că au fost scos deja, adică și eu l-aș fi scos pe... Nu pot să mai scot toată pe Ducu, aș vrea să mai... se poate. Toma, vrei să dai afară doi oameni? Aș vrea să dau afară încă o dată pe Ducu. Mai ales că știi că Ducu nu s-ar supăra. Bun. Maxim îți face un masaj. Toma, ai voie să dai afară doi. Care e primul? Primul e Ducu. Bun. Mulțumim, Ducu. Fii atent, Toma, mai ai voie o dată. Și al doilea îmi pare rău, Claudiu. Claudiu Toderici iese afară. A fost bun, dar stai, nu care Claudiu? Suficiente. Că sunt doi Claudiu, stai. El, Claudiu. Claudiu Toderici? N-am scris numele de familie. Claudiu 1 am aici. L-am notat. Claudiu 1. Mustață, tricou, primul blu. Claudiu. Ne Claudiu, vedem în semifinale, vă felicităm. Voi bravo, doi, bravo. Bravo. Vedeți, voi rămâneți bravo. Puțin. Și bravo și puteți vouă. Puteți să plecați. Vă mulțumim foarte mult. Bravo. Nu, voi puteți să rămâneți. Hai că suntem. Haideți. Vă mulțumim foarte mult că ați fost prezenți. Vă rog încă o dată aplauze pentru cei 4 care ne părăsesc, din păcate, dar... Au o carieră în față, urmăriți-i pe social media unde au spectacole. Vă mulțumim foarte mult, Jean, Claudiu Toderici, Codrin Mândru, Ducu, de 2 ori eliminat, iată. Vă mulțumim foarte mult. Hai, ieșiți că pierdem oamenii de pe YouTube. Oameni buni, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi prezenți. Drăcea, mulțumește-le și tu juraților că sunt aici. Băi, deci numai ce întorsătură de situație. N-ai ieșit deloc cum am vorbit. Eu nu mă așteptam ca Ducu să nu plângă, sincer. Nu, e spate acum. E spate acum. Eu am încercat. Eu am făcut tot ce s-a putut. Da. Mai nu, Tom a fost super tratat cu el. Am văzut contract a fost onorat. Da. Toma, foarte frumos. Vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi. Vă, din suflet, vă mulțumim. Aplauze pentru jurații noștri, pentru toți cei 6 comedianți.
Ne vedem săptămâna viitoare cu nou episod de The Mic. Like, share, subscribe, engagement. Hai frate să ieșim. Haide. Vă pupăm, pa. Cum a fost? Tensionat. Foarte tensionat. Mi-a plăcut foarte mult tensiunea asta. Mai ai cazare aici, e ok? Știu că mai am cazare. Acum să vedem ce aleg să fac. Mi-a plăcut. Ok. Ți s-a părut corectă decizia? Mă, era greu. Am fost toți buni ăștia, dintre ăștia trei care au rămas. Am fost toți buni. Era un fel de loterie, ok. Și au fost mai... Dacă erau mai rei ca mine, mă supăram, dar au fost foarte... echilibrată situația. Deci a fost o confuzie la nume acolo, mi s-a părut. Și ne dă mâncare și cazare, ce mai avei, nu? O să mă plâng. Ducu, cum te simți? O seară grea, unde am crezut că cel mai rău e să fiu eliminat. Cine te-a eliminat? Mai ții minte? Da. Gherghe. Și Toma. Asta, nu mai așteptam să fiu eliminat de două ori. A fost atât de rău. Acum știm asta. Acum știu asta, dar măcar ne-am distrat. Sigur, învățăm și mergem în deplasare și rupem. Sigur că da. Sigur că da. Cum ți s-a părut decizia? Caterin. Cine cei doi care au rămas, Claudiu și Daniel, sunt ok? Foarte Caterin. Meritau? Foarte Caterin. Ok, așa rămâne.